Nu cred că aș vrea să fiu o pictură. Ah, cât timp mai e? Foarte puțin. Hei, opriți-vă! Ia să vă văd picturile. Nu, 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 nu! Nu am terminat încă! Mai am nevoie de puțin timp. În regulă, ia să vedem ce ai pictat. Sper să nu mă dezamăgești. Ah, e oribil! N-ai folosit deloc negrul. Ah, oh nu! Pictura nu s-a uscat încă. Ce ai făcut cu laptopul meu? Ce-i drept, cred că a fost vina mea că te-am speriat. De ce am pățit așa ceva? E îngrozitor! Doamna, aveți un nor! Ok, cred că am o soluție. Mă întorc imediat. Ok, cred că pot scăpa de culorile astea cu și mai multă culoare. O să folosesc rozul ăsta. O să suprapun culorile. Multe culori! Acum am nevoie de puterea paiului. Bine, de puterea aerului, de fapt. Culorile se întind. Arată foarte interesant. Ok, gata, am acoperit tot capacul. Arată super. Doamna, ce mai vrei? Uitați, am rezolvat problema laptopului dumneavoastră. Ia să vedem. Ai folosit bine culorile și le-ai întins bine. Vino încoace. Ce crezi că se întâmplă aici? Vai de mine, ce se întâmplă? Oh, nu! Wow, cum am ajuns aici? Doamna, suntem într-o provocare. Abia aștept să începem. Oare ce trebuie să facem? Nu credeam că ceaiul de aici e atât de delicios. Ia uite. Oh, wow, ce frumoși sunt. Și ce colorați. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Ai dreptate, cum plutesc în aer. Ce frumoși sunt. Îmi plac la nebunie. Ceaiul ăsta s-a acrit, cred. Îmi vine să vomit. Nu cred, serios? Și ce-i complimentam? Vai de mine, ce ghinion! De ce râdeți de mine? Ați pățit același lucru. Ha? La ce te referi? Vai de... am înțeles, am băut din ceaiul ăsta. Vai de mine! Ce amuzant e! De ce râdeți? Am avut doi găinați pe noi! Stai puțin! Mi-a venit o idee bună! Pânza asta albă nu e ce trebuie. Așa, cred că asta e mult mai bună. Ok, am nevoie de niște cretă și o să desenez numărul 2, pentru că asta m-a inspirat. Apoi o să mai desenez un 2. 2 de 2. Acum o să construiesc restul desenului. Trebuie să fac niște valuri aici și un băț drept. Aici trebuie să fac penele. Asta va fi aripa. Să nu uit să-i desenez și un ochișor simpatic. Și, evident, nu poate fi o pasăre ca la carte fără un cioc. Acum o să folosesc un truc distractiv pentru desenele în cretă. Ce grețos! De ce am pățit asta? Desenul meu e gata! Ia uite ce am făcut! Cred că am surprins excelent papagalii! Vai de mine, îmi place foarte mult! Nu! Cred că glumești! Ce bine arată grădina azi! Oh, un măr direct de la sursă! Ce de fructe minunate, care abia așteaptă să fie culese! Hei, o vezi și tu? Ce drăguță e! Ce dulce și delicios miroase! Vai de mine, nu-mi vine să cred! Ce aranjament floral frumos! Vai, florile astea sunt fixate pe o oglindă! Oh, wow, ia uite! Ce mult îmi plac florile alea! Nu-mi vine să cred! Trebuie să mă mai uit odată în oglindă! N-am cum să arăt așa, nu? Oare am întinerit? Ce frumoasă era pe vremuri! Crezi că e o oglindă magică? Nu știu. Mă simt extrem de inspirată. Unde a fugit? Nu mai contează. Ia să mă uit eu în oglindă. De unde vreau să încep? Vrei să mă pictez? Ok, stai un pic. Pot să pozez și mai bine, promit? Da, asta vreau să fac. O să trasez o tușă de culoare aici și alta aici. Da, pictează-mă ca pe una dintre franțuzoaicele tale sau ceva de genul. Ce zi minunată! Da, bonicuță, ești muza perfectă. Poate dacă aș încerca să-mi ridic puțin pielea? Ce e? Ce vrei? Ai terminat? Ok. Ia uite, bunicuță. Ăsta e portretul pe care ți l-am făcut. Poftim? Nu mi-ai văzut imaginea din oglindă? Stai puțin. Pleacă de aici. Am nevoie de spațiu. Valea. Ok, bunicuță, stai pe loc. Trebuie să fac câteva măsurători. Poftim, ce faci acolo? Gata, acum trebuie doar să-mi pun pumnul pe pânză.
trebuie să-mi conturez pumnul. Super, acum trebuie să completez forma trasată. O să dezenez buclele astea în jos. O să continui modelul și aici. Și o să adaug și o fundiță. Mai desenez câteva bucle aici jos. Acum o să desenez ochii. 2, evident. Ok, apoi trec la sprâncene și mă apuc de nas. O să desenez și câteva inimioare. Și acum am nevoie de puțină culoare. O să încep cu galben. O să fie o blondă drăguță. Fix ca în oglindă. Și cred că o să-i fac ochii albaștri, ca să meargă cu părul blond. Fundița poate fi roșie. O să arate drăguț. Cred că și buzele pot avea aceeași culoare ca fundița. O să-i fac și niște obraji îmbujurați, tinerești. Să nu uit să colorez și inimioarele. Aha, gata! Hei, bunicuțo! Ți-am terminat portretul. Ok, ascultă-mă puțin. Du-i portretul ăsta bunicuței și arată-i. Așa crede că arată. Dă-i-l în schimbul oglinzii. Ai înțeles? Du-i-l acolo. Hai, dă-i drumul. Bună ziua, bunicuțo! Uite încă un portret! Vai de mine! Mulțumesc foarte mult! Ți-l dau în schimbul oglinzii! Vrei oglinda mea? Oh, nu știu ce să zic! Oh, nu cred că funcționează! Am nevoie de oglinda aia! Oh, ok, bine! O să fac schimbul! Hei! Am luat oglinda! Cum mi-ați cerut? Da! Mulțumesc foarte mult! Oh. Ah, ce naiba? Așa arăt eu, de fapt? Chiar așa am nasul ca o purcică? Ah. Nu vreau să mănânc dintr-o troacă, dar îmi place noroiul. Ah, ce câmp drăguț! Ce de miei! Hai să alergăm împreună! Uite, Trifoi! Vai de mine! Ești cel mai drăguț miel din lume! Vai de mine, începe să plouă. Stai, plouă cu monede. Ce inspirată mă simt. Au, ce n-ai... M-a pocnit fix în față. Acum trebuie să încerc să mă bag din nou la somn. O să mă îmbogățesc cu ploaia asta. Trebuie să le prind pe toate. Să prind toți banii. Ce n-ai mai face acolo? Treziți-vă, opriți-vă. Mă loviți și mă îmbrânciți. Vai de mine, visam, ce ciudat. Stai, îmi aduc aminte că m-a inspirat câmpul ăla. Trebuie să creez ceva. Am nevoie doar de o monedă, ca cele din ploaia din vis. Am un marker, acum pot începe să creez ceva artistic. Am așezat moneda pe foaie, așa că o să desenez în jurul ei. O să mai fac 3 în mijloc și apoi o să trasez o linie între capete. Asta va fi fața oiței mele. Ce guriță și ce năsuc simpatică are. Acum o să-i fac niște obrăjări îmbujurați simpatici foc. Ce drăguț arată. Sunt încântată de desenul ăsta. Hai, vino înapoi, vreau să scot desenul ăsta la licitație. Cine vrea să cumpere această turmă minunată de oi? Oh, da, clar am nevoie de opera asta de artă în biroul meu. Ofer 100.000 de dolari. Vai de mine, ce de bani. Oh, da, vândut. Desenul merge la domnul cu vestă și pălărie. Ah, niciunul dintre desenele astea nu arată bine. Sunt niște mizerii. Ah. Nu înțeleg deloc. Locul ăsta e plin de inspirație. Da, nici eu nu înțeleg. Ai dreptate. Ah, stai, am o idee. Pictează-mă pe mine. Nu, mulțumesc. Nu vreau să fac asta. Am înțeles. Păi ce vrei atunci? Se crede prea talentată pentru a-mi face portretul. Wow, uite, a apărut cineva. Bună, da, mi-am folosit puterile magice pentru a veni aici. Îmi pare bine de cunoștință. Stai, am ceva pentru tine. Abracadabra. Gata, vedeți? Un cufăr plin de comori. Sunteți gata să vedeți ce conține? Voila! Conține un robot și o păpușă. Ce drăguț! Așa! Bună ziua, domnule robot! Bună ziua, păpușico! Ah, m-a inspirat mult dialogul lor. Cât dramatism, câtă iubire! Vai de mine! Vai de mine, se vor săruta! M-a lovit inspirația! O să desenez o inimioară pe primele două degete. O să o colorez complet, ca să arate bine. Să nu uiți să umplu și cealaltă parte. Așa, o să fac niște puncte negre aici sus și zâmbete și brațe. Ah, ce drăguț! Se iubesc! Se strâng în brațe și sunt foarte fericiți împreună. Uitați! Ha? Oh, chiar că sunt simpatici foc? Foarte drăguți! Mersi, m-a inspirat iubirea care plutește în aer. Ok, acum mi-am găsit și eu inspirația pentru a crea ceva. O să desenez o inimioară folosind și un creion și un marker cu vârful subțire. Apoi o să adaug câteva liniuțe sus și jos. Pasul următor, voi hașura folosind creionul. Voi face o hașură mai închisă la mijloc și mai deschisă în partea de sus. Acum voi trasa câteva linii drepte prin spatele inimioarei cu rigla asta. Voi folosi liniile și rigla pe post de ghidaj pentru a tăia hârtia cu cutterul ăsta. O să tai de-a lungul liniei de sus.
Acum o să tai și partea de sus în jurul liniarei. Am terminat prima jumătate, voi continua în partea cealaltă. Ok, acum pot îndepărta hârtia din partea de sus. O să mai hașurez puțin aici jos pentru a crea o umbră. Nu trebuie să insist mult, o să omogenizez totul folosind acest blender, ca să arate bine. Așa, acum arată perfect. Uite, acum mi-am terminat și eu desenul. E o inimioară drăguță, ce părere ai? Nu-mi vine să cred, pare a fi 3D. Ar trebui să-i arăți tipului magic. Stai puțin, unde e? A dispărut! A apărut din senin și acum a dispărut complet! Asta e! Ce dulce e! Mă ajută să-mi găsesc inspirația la desen! Ce faci aici? Domnișoară, știi regulile! Fără dulciuri la oră! Și oricum, cine are nevoie de atâta zahăr? Asta ce are? Poți să-mi explici? Interesant, nu-i așa? Eu am desenat-o! M-ai făcut curioasă! Ce se întâmplă aici? Ce n-ai? Directoarea! Dulciurile sunt interzise! Trebuie să fiți pedepsite! Nu! Stați așa! Wow! Unde suntem? Acum că sunteți atente, e timpul să vă alegeți instrumentele! Așa cântă pasărea asta și asta e prima voastră provocare artistică! Ia să vedem! E șarfa asta! N-ar trebui să fie prea greu! Serios? Ăsta-i ce cred eu că e? Dispar de aici, pasăre enervantă! Măcar acum am un avantaj! De fapt, știu exact ce m-ar putea ajuta în acest caz! Am ajuns să stai aici? Nu mai contează. Cum spuneam? E cumva o glumă proastă? Ok, în sfârșit! Mi-am găsit lucrurile! Super! Altă carte plictisitoare! N-am ce face cu ea! Ochelari de not? N-am nimic util aici! Ce cu calculele astea? De parcă știi ce înseamnă! De fapt, numerele astea ar putea să mă ajute! După ce-i desenez corpul, pot folosi câteva numere magice aici. Și în zona capului. Începe să semene cu o pasăre, nu-i așa? Stai să vezi când încep să colorez. Ești bine, vrăbiuță? O să-ți fac pene frumoase foc. În toate culorile curcubeului. E gata! Ce părere aveți? Observați numerele din desen? Impresionant! Și desenul tău? Eu am avut parte de o vreme proastă! Asta e tot ce am desenat! Annie, ai câștigat runda asta! Super! E pentru mine? Mersi! Nu pot lucra în condițiile astea! Trebuia să mă fi așteptat la asta! E timpul pentru următoarea provocare! Am văzut foarte multe mere la viața mea! Știu exact cu ce să încep! Trebuie să fac un cerc perfect! Dar oare unde să-mi plasez codița? Și cercul ăsta acoperă toată pagina! Trebuie să o iau de la capăt! Nu mi-ar strica puțină inspirație? Stai! Am văzut un măr perfect! Nu pare atentă la mine? L-atac! Dau startul filmului Misiunea Imposibilă Mărul! Sunt în armată și gata de luptă! Trebuie să-l decupez cu atenție! Ce face Annie acolo? Oprește-te! Stai jos! Scuze! Of, și ce aproape eram! O să desenez ce știu atunci! Deci o să scriu cuvântul măr! E ușor! M-A-R. Stai puțin! Dacă împart cuvântul la 5, adică la un măr, voi fi cu un pas mai aproape de rezultatul dorit! Ok, o să fac 5-ul ăsta mai mare! Nu știam că un număr poate fi la fel de mare ca jumătate de măr! Nimeni n-o să-și dea seama că am început totul scriind un număr pe foaie! Mai ales când o să-l colorez! După ce o să termin de amestecat culorile, mărul ăsta o să pară adevărat! Să nu uit de codiță! O să-i fac câteva umbre și câteva detalii finale!
și acum pare numai bun de mâncat. Nu crezi? Voilà! Am terminat! Și eu! Ce realist arată! Și ce... simplist! Păi, e clar cine câștigă! Bravo, Annie! Super! Am câștigat! Aș vrea un măr adevărat! Și eu! Cineva l-a mâncat deja pe al meu! Din fericire, al meu e întreg! Oh, băiatul meu cu minte! Ce frumușel ești! De fapt, ce-ar fi să-l desenați? Imediat! Ah, se rezolvă! Sunt expertă la desenat căței! Trebuie să-i fac doar capul, corpul și patru picioare! Dar arată cam plictisitor, nu-i așa? Ah, o să mai încerc o dată! Cred că trebuie să-l fac mai mare! Oh, tot rău arată! Nu! E la fel de îngrozitor! Ah, hei! Hmm? Ce? Calmează-te! Hei, cred că am o idee! Pot să-mi folosesc palma pe post de șablon. După ce trasez conturul, îmi pot folosi creativitatea pentru a face detaliile. Sigur o să iasă super! Vezi? Acum trebuie doar să-l colorez. Și cred că băiatul ăsta cu minte ar trebui să fie maro ciocolatiu. Să nu-i de limba roz! E omniprezentă în cazul oricărui cățel. Voilà! Îți place ce vezi? Seamănă extrem de mult! Și desenul tău? Annie? Ah, ce e? Oh, n-ai desenat nimic? Asta înseamnă că ai câștigat, doamna Emma! Oh, arată delicios! Mulțumesc! Căței din ciocolată! O să încep cu asta! Arată bine! Ce cremos e! Nu e corect! Calmează-te, dragă! Ia și tu unul! Ah, serios? Mulțumesc! Corect! Avem nevoie de puțin realism! Doamnelor? Hei! Ah, scuze! Trebuie să desenăm o mână? Ok, bine! Am un plan! Ia să vedem! Aș putea folosi mâna asta! Dar asta e mult mai bună! Super! Asta da mână de ajutor! Trebuie doar să-i fac conturul! Sigur o să câștig runda asta! Hei, uitați! Stai puțin! Serios? Bine! Ce distractivă e! De fapt, știu! Bravo! Annie? Huh? Ce ciudat! Aveți ceară în urechi? Lasă-mă în pace! Încerc să desenez ceva! Ah, stai, știi ce? Asta mi-ar putea fi de folos! În artă trebuie să ai inspirație, nu să copiezi ceva! Și degetele astea de lemn mi-au pus creierul în mișcare! Unghiile roșii sunt mereu atrăgătoare, nu-i așa? Începe să prindă formă! Am terminat! Unde a dispărut? Ah, așa! Hei, mâinile sus! Ok! Wow, cum a făcut asta? Desenul meu pare jalnic prin comparație! Vai de mine, impresionant! Cui face semn? E premiul meu! Și wow, e unul spectaculos! Sunt regina desenelor! Ești invidioasă? Felicitări! Nu cumva să faci asta? Salutare, fetelor! Credeți că puteți desena așa ceva? Dați-i drumul! O să fie super ușor! Aha! De data asta o să folosesc o carioca roz! Oh, da! O să încep cu paharul de hârtie! Rozul bombon e preferatul meu! Oh, nici măcar n-a luat în considerare mărime reală! Are cam 12 cm, cred! Și acum o să fac partea comestibilă! Ce bine arată! Dar poate nu trebuia să aleg culoarea verde! Oh! Da, aia se vrea fi înghețată!
leu! Nu asta am vrut să desenez! Ai vrut ceva verde, nu? Ce greșeală de amator! Eu sunt de părere că realismul e cel mai bun. O să încep cu niște porții mari de înghețată. Culoarea nu e prioritară în cazul ăsta. Așa, desenul va avea o fundație mai solidă. Vezi la ce mă refer? Nu poți da greș dacă adaugi toate aceste detalii. Vezi? O înghețată! Scrie și pe pahar. Și acum o să adaug în sfârșit niște culoare. Mi s-a făcut poftă de înghețată. Așa se întâmplă când faci desene realiste. Încă puțin, mai am doar câteva detalii. Și gata, am terminat. Răsfață-ți ochii cu această creație. Ia să vedem. Asta da capodoperă. Poftim! Da? Wow! S-a transformat într-o găleată plină cu înghețată. Cred că e cel mai bun premiu de până acum. Oh, ce tortură! Nici măcar nu-mi place să mănânc broccoli. Are gust de copac. Am auzit că există un loc special în care toate creaturile magice zburdă libere. Îți vine să crezi? O clipă, stai să-mi iau cartea. Nu ți-ai dori să întâlnești un unicorn adevărat? E cerul albastru? Vrei? Putem să citim cartea împreună. Uite ce de culori! Și cornul ăla magic! Ce se întâmplă? Nu știu! Se întâmplă ceva cu cartea! Vai! Hei! Unde suntem? Și uite ce ținute avem! Clar sunt frumoase în roz! Zmeura albastră e preferata mea! Ashley! Uite! E cineva acolo! Vă uitați la mine, fetelor? Poate că vă holbați la cornul meu superb de unicorn? Nu e așa că vă plac paietele mele? Provocarea asta o să vă placă și mai mult! Uitați cum se învârte roata! Sunteți pregătite să desenați? Ashley, e o provocare de desen! Ne-am născut pregătite! Prima probă din provocarea noastră de desen? Hai să învârtim roata ca să aflăm! Cât de palpitant! Se pare că roata a ales în sfârșit un subiect! Wow! Miau! Wow! Iubim pisicile! Sunt cele mai drăgălașe! Atât de simpatice și pufoase! Ii! Fetelor, desenăm, ați uitat? Ah, ok! Să fac una vărgată? Cred că da! Nu te mișca, da, micuță? O fi corect? Nu, nu cred! Așa da! Mai bine măsor capul și întregul corp! Vreau să am niște proporții exacte! Tot nu e bine! Asta cred că merge! Am nevoie de un pic de plăniță! Ajunge! Ce bine că port ochelari! Stai să-mi văd calculele! Da, așa cum mi-am imaginat! Ce face luna acolo? Au venit rezultatele! E ce am bănuit de la început! E timpul să devin creativă! Adio, haine de om de știință! Și să începem! Sigur o să desenez cea mai tare pisică! Arătați-ne ce-ați desenat, fetelor! A expirat deja timpul? Asta e pisica vărgată pe care am desenat-o! Măcar e ceva! Nu fi timidă! Nu-i așa că e simpatică? Foarte drăguță, Ashley! Wow, e super reușită! Uite! O să-ți arăt cum se face! Începe de la cuvântul englezesc cat! Apoi construiește pornind de la fiecare literă. Un cerc pentru cap, niște urechiușe și, desigur, niște mustăți.
apoi coada, pârtica și picerușele ei. Poți adaugi și niște detalii colorate, cum ar fi portocaliul ăsta pentru urechile și obrăjori ei. Nu uita de fețișoara ei! Normal, fac o pisicuță gri. Trebuie să-i colorez tot corpul, până la degețelele lui. Arată bine și niște dungi. O să folosesc un gri mai închis pentru ele. Și cred că e gata. Super, nu? Cam seamănă, nu-i așa? Chiar că... ce fete cu minți! Ok, e timpul să învârtim iar roata. La ce credeți că o să se oprească? Inimioarele sunt preferatele noastre și avem modelele perfecte! Sunteți gata? 1, 2, 3, start! Atât de frumușel! I-am dat inima mea și e atât de drăguț! Ah, e Chris al meu! Chris al tău? E al meu? Nu, e al meu! Ah, se pare că se ceartă. Eh, e cam jenant. E al meu! Eu l-am văzut prima! Hei, nu vă certați, fetelor! Stai departe de Chris al meu! Nu, tu stai departe de el! Hei, nu-mi dați altă variantă? Și... puf! Magia unicornilor o să rezolve problema asta, pentru că poate face cam orice. Nu mai e atât de arătos. Scuze, fetelor! E al meu! Huh? A arătat mereu așa? Ce-a fost în capul meu? Huh? Ah, zâmbetul lui e diferit. Urăsc să critic. Încă mai avem o roată de învârtit. Ah, da! Hei, Luna! Ăla-i Chris? Unde? E nimic acolo, e doar un loc gol. Ha, fraieră, o să le iau eu pe astea. Nu-l văd, unde? Mi-au dispărut toate cariocile. Oh, nu! Ashley, le-ai luat tu? Nu, habar n-am. Mă bănuiește? Eee, n-a fost frumos deloc. E timpul pentru și mai multă magia unicornilor! Încearcă să-i mai fure acum lucrurile! Ajutor! S-a blocat Ashley! Ah, astea sunt ale mele, mersi mult! Să trecem la treabă! Desenăm inimioare, nu? Ca să faci o inimă perfectă, încadrează-o într-un dreptunghi! Fix așa! Și adaugă niște linii cu o riglă! De sus până jos! Apoi niște linii curbe în inimă. Nu ai nevoie de riglă pentru partea asta? Poți folosi culori diferite. O să colorez linia asta cu portocaliu și apoi cu verde și roșu. Conturează inima cu o nuanță mai închisă. Eu o să folosesc un creion. Ar trebui să fie ok. Acum fă la fel ambele părți. Adaug o mică umbră. Folosește alb ca să creezi un efect de luciu. Și fă-i o ramă! Gata! Cred că a ieșit grozav! Inima mea e gata și e 3D! Ok! Și... deblochează-te! Ah! Dar eu n-am desenat nimic! Presupun că ți-ai învățat lecția! Uită-te la desenul meu! Îți place? Chiar e incredibil, Luna! Super tare! Aha. Scuze pentru furt! E ok, nu mai contează! Pentru mine? Mulțumesc! Ah, e mult mai bine! Atâta timp cât îl am pe Chris!
trezirea, domnișoară! E deja dimineață! Ce bine am dormit! Ei, trezește-te! Aaa, ce zgomote puternice! Ce zi magnifică! Ah, suc de portocale proaspăt stors! Sunt atât de obosită! Trebuie să mă pregătesc! Aș vrea să am o perie! Da, mă simt bine! Trebuie să mă îmbrac! Ce ușor a fost! E timpul să plecăm! Nu-mi vine să cred că fac asta! Aș vrea să pot sta în pat! Nu vreau să întârzi! Hai să terminăm mai repede! Urăsc școala! O nouă capodoperă! Ce culori intense! Mă simt atât de plină de viață! Atenție! Aoleu! Ați pățit ceva? De ce ați făcut asta? A fost un accident! Ați distrus tot! Meritați să fiți pedepsite! Stați! Nu faceți asta! Ce s-a întâmplat? Ești și tu aici? E numai vina voastră! E timpul pentru o provocare artistică! Și va fi grea! Trebuie să scap de asta! Era una dintre cele mai bune picturi proprii! Mie îmi place și așa! E timpul pentru prima provocare! Și vreau să pictați aceste flori! Sau optați pentru o temă acvatică! Hei, ești atentă? Ce e? Am primit o provocare! Poftim? Trebuie să pictez! Dacă insistați... Stai așa, ce bine arată! Trebuie să fac niște cumpărături! Ce ușor a fost! Wow, ai grijă! Livrare expres! Uite, ce drăguță e! Mereu mi-am dorit un animal de companie! Ai văzut? Înnoată! Wow, incredibil! E normal să mă invidiezi! E timpul să fiu creativă! Broscuța mea testoasă va face toată treaba! O să-i dau un pix! Apoi se apucă de treabă! Wow, are talent! E ca un Picasso acvatic! E perfect! Acum o să colorez! O să folosesc culori intense! Apoi voi adăuga tulpina! Wow, îmi place la nebunie! Parcă aș fi în mijlocul naturii! Abia aștept să-i arăt profesoarei! Fiți atente! Acum mă puteți aplauda! Cum aș putea face ceva mai bun? Nu pot cumpăra gadget-uri sofisticate! Sunt săracă! Uite ce am în buzunar! Ce aș putea să fac? Stai puțin! Am o idee! Sunt pe val, frate! S-ar putea să funcționeze! O să am nevoie de un vas cu lipici! Voi adăuga vopsea albastră în el! Acum o să amestec totul! Trebuie să le combin! Arată bine! O să iau puțin și o să-l pun pe o pânză! O să-l întind pe pânză! N-am nevoie de pensulă! Am să aștept să se întărească! Apoi pot să-mi pun surferul deasupra! O să-l așez fix aici! Wow, arată minunat! Se distrează de minune! Cred că e gata! Doamna profesoară, sper să vă placă! Wow, bravo! Zboară peste valurile mării! Excelent! Și ce avem aici? E o floare! Sunt mândră de ea! Ce frumusețe! Pe de altă parte, avem și asta! E o decizie ușoară! Voi arunca asta la gunoi! Poftim? Serios? Voi așeza ăsta fix aici! Ai câștigat! Super! Sunt atât de fericită! Ușele de culoare, zâmbetul enigmatic! Mi-ar plăcea să fie al meu, dar va fi mereu un vis! Nu mai am niciun ban? Ați pățit ceva? Ah, corect! Pictați-mi niște bani! E prea ușor! S-ar putea să fie greu! Nu și pentru mine! Aia e o servietă aurită? Da! Și e plină de bani! Asta e alocația mea, știi tu, bani de buzunar! Restul de bani îi țin la bancă! Ce frumoși sunt! Wow. Vreau să-i ating! Te rog, te rog frumos! Poți să iei monedele! Nu-mi plac! Poftim! Serios? Sunt bogată! Wow, mersi! Trebuie să încep! O să pun o hârtie cartonată peste monede! Apoi voi hașura cu un creion! Nu arată bine! Speram să iasă ceva mai bun!
E rândul meu. Trebuie să mă gândesc puțin. Asta arată mai bine. Stai puțin, am o idee. Creez ceva artistic. Hai să mai încercăm o dată. O să decupez un cerc din hârtia cartonată. Apoi o să-l colorez cu un marker. Nu vreau să rămână zone albe. Acum voi desena ceva deasupra. Mi-am creat propria monedă. Și e super exclusivistă. E drăguță. O să fac mai multe. Gata! Am terminat! Chiar arată bine! Ok, trebuie să o întrec! Wow! Ce faci acolo? Ești pe cale să afli! O să te impresionez! Nu cred! Ba da! Am nevoie de câteva sticăre! Hai să începem cu ăsta! O să-i adaug un pic de culoare! Îmi place albastrul ăsta! E o capodoperă! O să-l așez lângă celelalte. Acum o să le acopăr. Asta e partea distractivă. Vor mirosi minunat la final. Arată bine momentan, dar n-am terminat. O să le lipesc peste banii mei. Arată perfect. Și miros fantastic. Iuhu, trebuie să vedeți ceva. Wow, n-am mințit. M-a impresionat. Ia să văd banii mult doriți. Wow, aia e ce cred eu că e? Pot să văd mai de-aproape? Servieta? Da, dă-o încoace! E minunată! Hei, ați uitat de provocare? Da, cine a câștigat? Nu contează! Pa! Mă duc în vacanță! Și acum ce facem? E timpul să-mi las creativitatea liberă! Dar cu ce să încep? Oh, vopsea! Și e culoarea mea preferată! Iau eu asta! Hei, o foloseam! Asta e ziua mea norocoasă! Glumești? Hei, cum merge treaba? Oh, culori gratuite! Vreau și eu! Bine că am destulă vopsea! Unde a dispărut? Ce tare! Ce se întâmplă? Asta e tot ce mai am? Ce piesă de artă pot crea doar cu asta? Ups! O să vă învăț eu minte! Mi-a deranjat cu afiura! Unde suntem? E timpul pentru o provocare artistică! Ok! Așteptați puțin! Nu vă grăbiți! Gata! Asta e prima voastră sarcină! Ce drăguță e! Știam că o să vă placă! Ce mai așteptăm? Ce entuziasmată e! Îmi place să pictez și n-ar trebui să fie greu! Wow, ce tare! Mi-a venit o idee! O să fie distractiv! Îi voi sufla vopseaua pe pagină! Nu! Oprește-te! Am stricat-o! Stai! Poate nu e distrusă! Pot în continuare să fac ceva reușit! Ce-ai spus? Fii atentă! Voi picta peste contur! Apoi voi sufla prin pai! Voi folosi culori diferite. Și o să fac asta de jur împrejurul inimioarei. Apoi voi desena o față la mijloc. Va ieși ceva adorabil. O să-i fac obrăjorii roz. Am talent la pictură. Ar trebui să fac asta mai des. Ce colorată e! Pot să-i arăt profesoarei. Cum vi se pare? Noroc cu mine. Glumești? E rândul meu. Voi folosi vopseaua roz. Mult succes! N-am nevoie de succes! Rozul e cel mai tare! E timpul pentru răzbunare! Hei, ce faci acolo? Oprește-te! De ce ai făcut asta? Răzbunarea este dulce! Presupun că n-am de ales! O să le amestec! Poate se va întâmpla ceva bun! Mi-a plăcut mult! Știu ce să fac! Voi înmuia inimioara asta în vopsea! O să mă asigur că e acoperită complet! Apoi o pot apăsa pe hârtie. Va crea o inimioară roz. Și pot să sparg și bulele. E super distractiv. Voi acoperi pagina cu inimioare. Am terminat! Wow, nu mă așteptam la asta! Ia să vedem ce ați făcut. Foarte creativ. Vă place? Tu ce ai făcut? E ca un curcubeu. Ce colorată e! Deci, cine câștigă? Păi, pomnii! Serios? Wow! Bravo!
Congelează niște apă pe fundul unui vas. Scoate cubul de gheață din vas. Acum scoate-ți trusa de pictură. E timpul să devii un artist. Pictează direct pe cubul de gheață. Folosește vopsele de culori diferite. Când se topește gheața, vopseaua o să se miște și o să se rotească. Culorile o să înceapă să se amestece. Continuă să suprapui diferite straturi de vopsea. E chiar relaxant. Creează un efect grozav. Și produsul final e super tare. Te-ai prins? Ok, cred că trebuie să mă apuc de tema asta. Huh? Ce are pixul meu? Nu mai are cerneală! Tipic! E ok! Sofia? Hei! Ești bine, Luna? Pixul meu nu mai merge. Poți să-mi dai și mie unul? Nici o problemă! Sigur mai am unul de rezervă. E pe aici, pe undeva. Chestia aia nu e un pix. Stai așa! Huh? Care erau șansele? Ce de obiecte! Trebuie să fiu mai organizată! Stai puțin, am o idee! Știu cum să-mi păstrez lucrurile îngrijite! Mai întâi trebuie să pun elasticul ăsta pe dosarul meu. Mai am nevoie de câteva. Acum pot să-mi depozitez toate obiectele aici. Și mai e spațiu și în interior. Toate obiectele se află în același loc și sunt și ușor de găsit. Arată bine, nu-i așa? Poftim pixul? Huh? Poftim? Ah, da, mersi! E grozav! Visam atât de frumos! Testul ăsta e atât de plictisitor! Eh, mie-mi place! Ești o tocilară! Poate o să mă distrez, nițel? Hei, nu te mai purta ca un copil! Îmi place întrebarea asta! Of, trebuie să o șterg de aici! Ah, stai puțin! Hei! Ce mai e acum? Ia uite! O să-mi frec pixul ăsta de mânecă și apoi o să-l rotesc nițel! Recunoaște că ești impresionată! Wow! Ești o vrăjitoare! Stai să încerc și eu! Nu cred că e corect! Un magician nu-și dezvăluie niciodată secretele! Poate că am nevoie de mai multă fricțiune! Așa! Nu reușesc! Știu! Pot să-mi folosesc creierul ca să-mi dau seama cum se face! Ah, uitam de gravitație! Și rotația pământului înseamnă... Știu! Hai să încercăm iar! Nu e magie! Mă rog! Uh-oh! Elevi, nu vorbiți! Scuze! Te-a prins! Ups! Sunt cu ochii pe tine, Sofia! Lucrezi, vedeți? Ăsta e ultimul tău avertisment! Stai! Sunt sigură că aveam un pix! Se pare că o să pic testul ăsta! În sfârșit acasă! Ce zi! Vremea e atât de rea! Trebuie să strâng umbrela asta! Vai! Ce-au pățit luminile? Măcar am lanterna asta... Poate o să văd care-i problema. Nu e ok. Nu se poate întâmpla iar asta. Dar ce să fac? Poate merge să folosesc sticla asta de suc. E timpul să trec la treabă. Pentru trucul ăsta o să ai nevoie de o sticlă goală de suc. Ok, hai să începem. Taie gâtul și fundul sticlei. Fă la fel cu o a doua sticlă. Bag o sticlă în interiorul celelalte. Apoi bagă o sticlă mai mică în interiorul celor două. Chestia asta e perfectă pentru o zi ploioasă. Ah, bună, Sofia! Bună! Ai văzut ce vreme e afară? Plouă rău! Nu, nu faci asta! Oh? Ce are? Trebuie să folosești chestia asta. Trage sticlele peste umbrelă. Nu o să mai curgă apa pe podea. O să se strângă pe fundul sticlei. Poftim! Wow, chiar e utilă chestia asta! Ai grijă! Ah, scuze! Se pare că o să aduc lanterna! Intrați! Bună ziua! Voiați să mă vedeți? Luați un loc, vă rog! Avem o problemă! Uitați cum arată tema Sofiei din clasă! E o rușine! Vai de mine! Hei, mă plictisesc ușor! Trebuie să înceteze! Stați, mă sună cineva! Alo? Sofia! Sunt atât de dezamăgită!
Revin imediat! În sfârșit a plecat! Vrei să ne jucăm? Poftim? Ia un creion și hai să ne jucăm! Pe bune? Am luat unul! Nu o să meargă așa! Stai să mă gândesc! Trebuie să putem folosi ceva de aici! O să pun o bandă de scotch pe caiet! O să pun încă una lângă ea! Apoi două benzi orizontale! Acum am nevoie de niște agrafe de birou! Și de clemele astea! Ok, încep eu! Hai, e rândul tău! Oh, e distractiv! O să-mi pun clema aici! Frumoasă încercare! Un blocaj bun! Devine tensionată treaba! Nu de data asta! Gata! Da, am câștigat! Poartă-te normal, nu bănuiește nimic! Ce se întâmplă? Ea e de vină? Am nevoie de o vacanță! Haide, de ce durează atât de mult? Te iubesc, domnule unicorn! Uii! Am reușit! Am obținut casa! Hai să ne apucăm de împachetat! Poftim, dragă! O să scap de asta! Ok, o să încep de aici! Wow, avem o grămadă de chestii! Strângeți jucăriile, scumpo! Intrați acolo! E timpul să faceți nani! Nici pe voi nu v-am uitat! O să lipesc aici și o să fie gata cutia asta! Am terminat, mami! Îmi dai și mie scociul? Poftim! Unde-i capătul? Oh, e lipicios! Ești ok, Sofia? Oh, nu! M-a prins, mami! Ajută-mă! Nu te mișca! Așa! S-ar putea să te doară! Gata! Mersi, mamă! Ok! M-am întors la împachetat! Stai puțin! Asta ar putea să fie utilă! Ușurează folosirea scociului cu acest truc! Bagă o bridă printr-o rolă de scoci și fixează-o! Apoi tai excesul! Ar trebui să fie de ajutor! Poftim, mami! O să lipesc cutia cu scoci, apoi o să folosesc brida ca să-l tai! Încearcă și tu, scumpo! Wow! Ce responsabilitate imensă! O fac, mami! E grozav! Ești de mare ajutor! Ce e zgomotul ăla? Ah, am avut o problemă! Un pic de ajutor? M-am camuflat perfect! Țintă găsită! De ce? Mi-am dat silința! Nu-i corect! Hei, planta aia vorbește cu mine? Aici! Eu? Vino aici! Ok! Ia un loc! Scuze, planta asta mă atacă! Care-i problema? Am luat un 4! Dar te pot ajuta eu! Ia uite! Wow! Un 10? Nu e gratis! Corect! Wow! Mersi, străină dubioasă! Dar cum ai făcut-o? Probabil că n-ar trebui să-ți spun, dar ca să iei 10 la test ai nevoie doar de un creion mare! Folosește un bisturiu ca să tai guma de șters și să sculptezi un 10! Înmoaie guma în vopsea roșie, apoi ștampilează foaia cu testul! Vezi? E simplu! Wow! Trebuie să țin minte chestia asta! Mulțumesc! Sunt prietenele mele! Fetelor, ia uitați! Puteți să luați un 10! Dă-te din calea mea! Afacerea e înfloritoare! Ia un loc! Poftim! Merită pe deplin! Mulțumesc! Dăm banii! Hei, wow! Nu e gratis! Mersi! Oare ce-o fi? Sunt atât de entuziasmată! Deocamdată e cam dezamăgitor! Așa e, nu?
Ce e cu zgomotul ăla? Surpriză? Tot nimic. Alo, așteptăm. Wow, ce cool a fost. Wow, să-l deschidem? Păi, e al meu. Hei, dă-mi-l, a fost ideea mea. Nu pune mâna. Ești atât de rău, Chris. Oh, baloane. Nu-mi pasă. Dar sunt frumoase. Pot să încerc și eu? Nu. Te rog. E atât de distractiv. Hei, ia uite, mi-a venit o idee. O să fie super. Începe cu o pânză. Apoi folosește un trafalet ca să aplici vopseaua. Ai grijă să acoperi toată pânza. Acum ia un pahar de cafea și înmoaie-l în vopsea albă și presează-l pe pânză. Fii cât vrei tu de creativ! Apoi începe să adaugi culoare în interiorul cercurilor. Încearcă să adaugi culori diferite pentru un efect mai realist. Încercăm să evidențiem lumina în baloane. Arată bine! Și acum niște detalii mai fine. A ieșit uimitor! Sunt o artistă! Hei, Chris! Am și eu niște baloane! Poftim! Ești gelos? Mi-l dai mie? Hai să facem schimb! Dă-mi-l! Wow! Ha? Unde sunt baloanele? E gol! Nu-i corect! Ah, am uitat să zic că l-am folosit pe tot! Nu-i amuzant! Ok, e timpul pentru următoarea provocare! Vai, un unicorn! Sunt atât de fericit! Wow, ia-o mai ușor! Trebuie să mai ies și cu alți oameni! Ce faci, Chris? Sunt prințesa Sclipici, conducătoarea regatului Curcubeu! Sigur, e un loc neobișnuit pentru tine! Termină! Strici toată chestia asta! Hai să învârtim roata! E grozav! Fără mâini! Nicio problemă, o fac! Eu o să-mi țin mâinile la spate! Chiar e o idee bună! Credeam că o să fie mai dificil! Nu-i rău! Am terminat! Ce zici? E clar ceva... Ce știi tu despre artă? O să-ți arăt eu cum se desenează un unicorn! Stai să verific proporțiile! Oh, da! Eu mereu verific proporțiile! Clar e un unicorn! Ce faci acum? Cred că am un plan! Ar trebui să mișureze treaba! Începe cu o foaie cu pătrățele și începe să desenezi unicornul! Poate să pară nițel dubios acum, dar ai încredere în noi! Arată bine! După ce e gata conturul, începe să umpli zona din mijloc! E o metodă foarte bună de a desena ceva cu multe detalii! Folosind hârtia cu pătrățele, poți să proporționezi desenele și te ajută să desenezi mai ușor! E timpul să-l colorezi! De-ar fi așa de ușor coloratul! Hai să colorăm cornul cu mai multe culori! Ți-am zis că știm ce facem! Gata! Propriul meu unicorn! Ia uite! E reușit, nu-i așa? Cum l-ai făcut? Adică al meu are culori în păr! Măcar ai încercat! Știu! Simt că o să fie ceva bun de data asta! O inimioară! E atât de drăguță! Hai să vedem cine învârte roata! Sunt grozav la războiul degetelor mari! Da! Am câștigat! Am fost atât de aproape! Te rog să nu fie ceva nasol! Fără foaie? Dar cum aș putea să desenez atunci? Se pare că trebuie să găsești o metodă! Privește! O să încep prin a desena o linie pe mijloc. Și încă una. Apoi niște linii deasupra și dedesubt. Și acum marginile inimii. Creionul face un contur perfect pentru momentul în care vom folosi tuș. Când e gata forma de bază, folosește o radieră ca să ștergi contururile de pe margini. Apoi ia o carioca și urmărește conturul. Se creează un efect 3D grozav. Acum să adăugăm și niște culoare. Nu uita să respecti conturul.
După ce ai terminat, fă și niște umbre în interior. Un creion obișnuit e bun pentru asta. Fă-le oriunde crezi tu că ar fi o umbră sau unde crezi că lumina ar fi diferită. E o metodă diferită de a desena o inimioară, dar arată impresionant! Gata! Ce zici? Wow! Adică e ok! Și aș putea folosi? Știu! Mâinile mele! E cam banal! Trebuie să pot face ceva! Știu! O inimioară micuță! Ha? Ce zici de asta? E o inimă! Ba nu e! Scuze! Ok, acum ce zici? Las-o baltă! Știu că pot să o fac! Haideți, degetelor, nu mă dezamăgiți! Cred că știu ce să fac! Îmi trebuie o cariocă roșie! Pune un deget peste celălalt, apoi desenează o inimioară! Apoi folosește carioca roșie ca să o colorezi! Nu-i așa de rea? Îmi place! Sau mai bine zis, o iubesc! Dar n-am terminat! Hai să facem și o față veselă! Și ne mai trebuie încă una pentru o iubire adevărată! Cât de romantic! Uite! Serios? Vai, cât de drăguț! Stai așa, am și eu o idee! Să nu-l strici! O să fie grozav! Gata, se îmbrățișează! Cred că o să plâng! Cât de drăgălași! Ce culoare să folosesc? Albastru sau verde? Uită-te la ea! Te iubesc! Ne vedem mai târziu în visele mele! Wow! Un melc! Super! Cine învârte roata? Am câștigat! Oh, eram sigură că o să câștig! Haide! Fără mâini? Iar? Eh, cred că pot să fac! Încep! Poate merge să o ajut! Gata! Hei, o faci greșit! Dar cum? În fine, o să încerc! Închide ochii! De ce te porți dubios? Fie! Noroc că am masca asta de dormit! Cum arăt? Perfect! E mai greu decât pare? Ești uimitoare! Adică te descurci uimitor! Ar trebui să o sărut! Stai! Să nu-i de asta! Faci mișto de mine! Am dat 100 de lei pe el! Ce prostie! Deși... trebuie să fiu rapid! Dispari! Cui trebuie flori scumpe când ai un marker? Creează-ți propria floare! E mult mai romantic așa! Codița și e gata! Sper să-i placă! Habar n-am ce-am desenat! Chiar e reușit! Adică e un melc! Am desenat și eu ceva! Pentru mine? Ești mult mai frumoasă decât orice trandafir! Mă faci să mă rușinez, dar e atât de romantic! Uneori vrei o ținută nouă, dar nu merge la shopping pentru asta? Folosește un pistol de lipit! Îți va transforma încălțămintea plictisitoare în ceva special! Siliconul cu sclipici în diferite culori le va da strălucire! Evident, rezultatul final e magic! E perfect pentru zilele în care le nevești la plajă! Și e clar că vei face valori! Căștile mele! Le-am căutat peste tot! Vreau să ascult! Ce grețos arată! Oh, fix de asta am nevoie! Mersi! În fine, s-a vomit! Ok, cred că e suficient! Dar trebuie să mă și periez! Ce-a pățit peria mea? E plină de fire negre de păr! Liam! Ce bună e! Nu mai folosi lucrurile! Uite cum arată peria asta! Poftim! Nu știu despre ce vorbești! Serios? Scrie pe borcan că e al meu! Bla, bla, bla! E grețos! Și foarte enervant! Stai puțin! Cred că știu care e soluția! Am nevoie de o lingură de lemn și un creion 3D!
O să încep prin a acoperi partea de sus a lingurii. O să trasez linii subțiri pe spatele lingurii. Apoi o să folosesc creionul 3D pentru a crea dinți vertical peste plastic. Parcă ar fi niște țepi subțiri, o să-i distribui la distanțe egale. Trebuie să acopăr toată bucata de plastic cu țepi. Nu contează dacă au înălțimi egale. La final o să-i tai cu o foarfecă. Așa o să aibă toți aceeași lungime. Am terminat! Păcat că nu m-am gândit mai devreme la asta. Acum îmi pot peria părul. Ce bine e! Și nu are firele lui Liam în el. E super! Acum sunt gata! Au, fundul meu! Serios, Liam? M-am săturat! Hei, ai grijă! Am fugit! Bună, Emma! Ce faci? Bine! Hai să trecem la treabă! Trebuie să mă dezmorțesc! Jocurile video sunt treabă serioasă! O să te bat garantat! Ia uite ce mișcare am! Ai exersat! Evident! Yuhu! Dar tot nu ești destul de bun! Ești gata să fii învinsă? Poftim? Cum ai făcut asta? Super! Sunt cel mai tare! Bravo, Liam! Bravo, Liam! Ai avut noroc! Te învăț eu, minte! O să înlocuiesc mouse-ul lui Liam cu un săpun! Ha, ce ușor a fost! Mă simt generos! Jucăm din nou? Stai! Ce se întâmplă? Oprește-te! Ceva nu merge! Oh, ce păcat! Un săpun? Oh, serios? Ai trișat! Pot și eu să-ți fac farse? Nu, nu e corect! Ups, mi-a alunecat degetul! Și acum, stop joc! Sunt clar prea bun la jocul ăsta! Câștig de fiecare dată! Nu, ce nervant! Recunoaște că sunt cel mai tare, Emma! Aoleu! Au! A durut! Capul meu! O să fac un cucui! Oh, nu! Căștile mele! Nu mai pot fi folosite! Ai pățit ceva? Uite, s-au rupt! Nu-i bai, am și eu căști! Folosește-le pe astea! Serios? Stai! Cred că am o idee! Am nevoie de creionul 3D! O să încep prin a desena un cerc, dar în mijloc las o gaură ca pentru o cheie! Apoi o să desenez un cerc mai mic înăuntru! Acum trebuie să-l umplu cu plastic! Nu trebuie să depășesc liniile! Ce relaxant e! Aproape am terminat prima parte! Acum trebuie să fac structura 3D! O să trasez linii verticale de jur împrejurul marginii! Apoi o să le unesc! O să umplu și aici! O să continui de jur împrejur! Până când obțin ceva de genul ăsta! Perfect! Trebuie să mai fac câteva elemente! Acum le pot asambla! O să folosesc creionul 3D pentru asta! Trebuie să mă asigur că s-au lipit bine! Apoi o să bag căștile înăuntru! Acum sunt gata de joc! Sunt super! Ok, hai să începem! Dar de data asta nu trișează nimeni! De acord! Mă bucur că am ieșit la restaurant! Da, parcă n-am mai ieșit în oraș de un car de ani! Îmi plac mesele romantice! Când suntem doar noi doi, știi ce zic? Pare momentul perfect! Emma, vreau să-ți dau acest pui? Cum a ajuns aici? Asta e pentru tine! O perie pentru toaletă? Stai puțin, îmi cer scuze! Ăsta e pentru tine? Însemn totul pentru mine! Liam, ce frumos e! Frumos ca tine! Îmi place foarte mult! Hai să facem o poză! Nu te supăra! Ne poți face o poză? Sigur! Zâmbeți! Ia stai puțin! Are același inel ca mine? E imposibil! Nu-mi vine să cred! Dă-mi telefonul înapoi! Mulțumesc! Poți pleca! Ok! De ce te-ai supărat? Avea același inel ca mine! Era identic! Vreau un inel special! Ce pot face? Știu! O să desenez o inimioară pe hârtia asta. După aceea o să acopăr desenul cu lipici fierbinte. Apoi pot umple conturul. Trebuie să mă asigur că nu-și schimbă forma. Încetişor, nu vreau să o stric. Gata! Acum urmează pasul următor. Înainte să se răcească, o să apăs deasupra baza asta de inel. Trebuie să am grijă. Arată super! Acum o să mai adaug niște lipici. Cred că ajunge. Apoi o să-l înmoi în mărgeluțele astea. E un inel unic! Emma, ăsta e pentru tine! Sper să-ți placă!
Oh, Liam, e superb! Ce romantic ești! Mulțumesc! Sunt atât de fericită! Și apoi i-am spus, nu mai contează, frate! Dar profesorul tot m-a pedepsit, dar mie nu mi-a păsat. Ce amuzant ești! Păcat că n-am fost de față! Liam, ajutor! Ajutor! Ce-ai pățit? Stai așa, te ajut imediat! Ce m-am speriat! Mersi, Liam! Unde mi-a sărit acadeaua? Uite-o! Nu mai pot mânca! E plină de fire de păr! Ce grețos! Oare cum aș putea o ajuta pe Emma? Hei, Emma, mănânc asta! Nu, mersi! Măcar am încercat! Stai, am o idee! O să bag asta în pistolul meu de lipit! Am desenat un triunghi pe hârtia asta! O să-l colorez cu jeleul topit! Ce bine miroase! Ca să iasă perfect, nu trebuie să depășesc liniile! O să las un loc liber la baza triunghiului! Ok! Acum o să schimb culoarea! O să folosesc unul verde! Acum pun o nuanță mai închisă de verde! E aproape gata! O să-l lipesc de o frigăruie de lemn și o să-l decorez! E o acadea, pepene! Wow! Arată extraordinar! E pentru tine! Ce drăguț din partea ta! Cu mare drag! E delicioasă! Super! Am făcut una și pentru mine! Hei, e chiar bună! Asta e culoarea perfectă pentru o girafă! Ce drăguță e! Ce altceva mai pot picta? Poate îl pot face și pe tati mai frumos! Ce bine am dormit! Nu mi-aduc aminte să fi avut mustața verde! Se pare că Emma pictează iar tot ce prinde! Sunt o artistă desăvârșită! Ți-am adus micul dejun, scumpa mea! Lasă pensula jos! Ok, tati! Stai! Poate pot picta lingura! Arată mult mai bine! Ce faci acolo, scumpa mea? Aoleu, stai așa! Nu poți folosi lingura așa! Ce rău ești! Șt, nu plânge! Stai puțin! Cred că am o idee! Cred că o să funcționeze! Am nevoie de o lingură și de un... Căștile AirPods sunt un gadget cool, dar carcasa lor e cam banală. Dar cu un creion 3D putem să o facem mult mai distractivă. Începe să creezi linii verticale pe carcasă. Fă de jur împrejurul carcasei niște linii cât mai apropiate. Amintește-ți să eviți butonul. Nu uita de fundul carcasei și evită și portul de încărcare. După ce ai făcut asta, schimbă culorile și desenează un cerc pe capac. Folosește creionul 3D ca să prinzi triunghiurile în partea de sus a carcasei. Apoi adaugă floricelele. La final desenează niște gene. O carcasă unicorn pentru căștile tale AirPods. Hei, ia uite! Ce drăguță e! Știu! Carcasa mea e atât de banală! Yay! La la la! Piu, ce treabă dificilă! Nu pot să cred! Ce descoperire uimitoare! Ușurel! Este un exemplu perfect de ceramică romană! O să fiu faimos! Trebuie să o pun într-un loc sigur! Raftul ăsta e perfect! E atât de frumoasă! E timpul să fac curat! E praf peste tot! Ce caută cana asta aici? E atât de veche și murdară! Dar știu cum să rezolv treaba asta! Așează cana invers, ia o bucată de folie de aluminiu și fă o minge din ea! Pune un strop de lipici pe mingea din folie de aluminiu, apoi lipește-o pe fundul cănii. Mai prinde încă alte 3 mingi. Modelează mai multă folie de aluminiu așa și lipește obiectul pe zona laterală a cănii. Apoi lipește o fâșie lungă de folie pe cealaltă parte. Acum acoperă folia de aluminiu cu lipici colorat. Vezi să nu ratezi nicio zonă? Acoperă și cana cu lipici. Începe cu buza cănii și lasă lipiciul să se scurgă. După ce s-a întărit lipiciul, o să obții ceva care arată așa. Nu uita să faci o față veselă! Acum arată mult mai bine! Hei, mi-ai văzut artefactul? Era o cană mică, părea foarte veche. Am rezolvat problema aia, vezi? Glumești! Munca mea de o viață, distrusă! Nu-ți place? Cea mai reușită creația mea!
Bună! Îmi place cum ai aranjat locul ăsta. Am ceva special pentru tine. Un pix. Nu e un pix obișnuit? Am deja un pix cu laser. La naiba! Ok, ce zici de asta? Seamănă cu un ruj, dar privește! Impresionant, nu? Frate, mi-am luat așa ceva anul trecut. Ok, o clientă dificilă. Stai să mă gândesc. Știu! Putem să ne grăbim? Ăștia îți arată totul! Serios? Uită-te la ei! Nu pot să-i folosesc! Ce mă fac? Știu! Îl am pe ăsta! Pune ochelarii rupți pe o suprafață plană. Folosește creionul 3D ca să creeze o punte între lentile. Continuă să aplici plastic de-a lungul ramelor ochelarilor. Apoi repetă figura pe deasupra ramei. După ce-ai terminat, prinde brațul și folosește creionul 3D pe el. Fă asta pe tot brațul. Nu o să-ți mai dai seama că au fost rupți. I-am reparat. Sunt eleganți, nu-i așa? Stai să-i probez. Ei bine, ce zici? Pot să-i păstrezi. Dar... am înțeles. Și de-aia te iubesc, la la la. Durează o veșnicie, mi-e atât de foame. Putem să mâncăm? Normal. Ce sofisticat. Poftim. Cât de romantic. Cred că ai uitat ceva. Nu ne trebuie linguri. Ok. Delicios! Ce scârbos! Dar e simpatic! Nu mănânci? Nu, sunt ok! Dar am vrut să iasă perfect! Stai să caut ceva prin ghiostanul meu! Un ou? Cum a ajuns ăsta acolo? Și un creion 3D? Stai! Mi-a venit o idee! Ia un ou și folosește creionul 3D ca să desenezi pe el. Creează o spirală pe o parte a oului. Uite așa! Apoi începe să desenezi linii în interiorul spiralei. Umple spirala! După ce ai terminat, scoate plasticul de pe ou. Și prinde-i un mâner. Ai o lingură acum? Apoi folosește creionul 3D ca să adaugi niște detalii. O să desenăm o lăbuță. Mai adaugă câteva detalii pe lingură. La final desenează o față în interiorul lingurii. Hei, Essie, ți-am făcut chestia asta! E pentru mine? O ador! Delicios! Wow, încearcă să-ți mesteci mâncarea? E cea mai tare zi! Nu o să mergem niciodată la un restaurant! Dar ești minunată! E timpul pentru o gustare! Wow! Ea-i fata visurilor mele! Orice polițist iubește gogoșile! Trebuie să stau comod! Sunt în rai! Chiar arată bine! Nu acum! De ce sună atât de tare? Alo? De-aș putea să o țin în brațe! Gogoșile mele! Nu mai pot să le mănânc acum! Aș vrea să pot face ceva! Gândește! Cum pot să o impresionez? Cred că știu! Folosește creionul 3D ca să desenezi un cerc. Continuă în exterior ca să mărești cercul. Când cercul are dimensiunea potrivită, începe să folosești creionul 3D ca să-i dai înălțime. Desenează pe cerc formând straturi de plastic. Mergi până în mijloc. La final o să obții așa ceva. O mini gogoașă. Schimbă culorile și adaugă un pic de glazură. Ce muncă grea! Arată bine! Apoi adaugă niște pombonele și un lanț. Cadoul ideal! Wow! Sper să-i placă! Vin, iubirea mea! Hei! Psst! Ce vrei? Vino aici! Sper să nu fie o capcană! Am ceva pentru tine! Vai, e frumos! Îl ador! Ești atât de dulce! Da! Hei, tu! Hei! Scuze! Hei!
pot să folosesc creionul ăsta 3D. O să fie simplu. O să desenez niște linii peste spațiul gol. O să fac o ramă simplă. Apoi o să vin dintr-o parte în alta, realizând o plasă. Așa o să devină mai solidă. Ok, acum o să o umplu. O să desenez niște linii apropiate. Gata, cred că merge. Acum pot să folosesc toaleta. Oare ce face înăuntru? În sfârșit! Cred că sunt disperate. Bună! Bună, Brian! Eu am ceva pentru tine. Nu se poate! Pentru mine? Cum se deschide? Stai! Nu! Eroul meu! A fost cât pe ce! Ah, mi-a venit o idee! Ca să-ți protejezi iPhone-ul, ai nevoie doar de un pistol de lipit. Începe să aplici un strat de lipici pe marginea iPhone-ului. Ai grijă, evită camera! Lasă lipiciul să se scurgă pe marginea telefonului. Vrem ca telefonul să fie în siguranță. Apoi umple restul telefonului. Continuă să pui lipici ca să obții un strat gros. După ce ai acoperit telefonul, lasă lipiciul să se întărească. Îndepărtează lipiciul în exces și ai obținut o husă de telefon unică. Ce zici? Oh, e super! Mersi! Brian? Ups! Trebuie să mă pregătesc de oră. Wow, ce tare! Ce coafiură să aleg? Nu verde. Cred că știu, o să aleg varianta a treia. Oh, ce salea! Dă-i drumul, sunt ale mele! Vreau să le văd! Aoleu! Ce s-a întâmplat? În sfârșit, ați ajuns! Bun venit la o provocare artistică! Hai să începem! În prima rând avem... să bată tobele! Un curcubeu! Wow, îmi plac curcubeele! Hai mai repede! Am nevoie de ceva din poșetă! Oh, o să-mi verific și eu geanta! Ce am pe aici? Așa arată geanta ta? Aha, îi pot folosi pentru a desena ceva! Hei, am uitat cam asta! Încă miroase bine! Serios? Îmi vine să vomit! Glumesc! Am nevoie de un marker. Unul cu diamante, evident. De unde a apărut ăsta? Mi-a venit o idee. Hei, Kendall! Ia-l de aici! Ce crețos! Ok, prima dată o să pliez hârtia. Apoi o să pun deasupra suportul de creioane. Și o să trasez un cerc cu el. Apoi o să desenez o față. O să încep cu ochii. O să fac zâmbetul de ambele părți ale hârtiei. Ce zâmbet frumos! Acum o să desfac hârtia. O să folosesc banii pe post de riglă. O să prelungesc fața. Apoi o să colorez totul. Vreau să fie cât se poate de colorat. Și o să-i desenez un curcubeu în gură. Acum pot să pliez hârtia la loc. Arată super! Uitați! Arată bine, nu-i așa? Wow! M-ai lăsat cu gura căscată! Britney nici măcar n-a început! Trebuie să găsesc ceva util pe aici. Hei, am găsit niște cretă veche. E fix ce-mi trebuie. Am nevoie doar de un ciocan. O să fac rapid un șablon în formă de fluture. O să-l pun peste o foaie de carton negru. Apoi o să așez creta deasupra. Și apoi o să sfărâm. Da! Ce bine e! M-a ajutat să scap de tensiune. Acum o să dau șablonul la o parte. Și am obținut un fluture frumos foc. Excelent, fetelor! Nu-i așa? E o decizie dificilă, dar Britney câștigă! Serios? Wow, mersi! Nu e corect! Hei, nu fi supărată! Mie mi-a plăcut desenul tău! Hei, se simte romantismul în aer! Asta e următoarea voastră provocare! O inimioară! Și ca să vă inspir, am un invitat special! Fiți atente! Salutare, domnișoarelor! Cu privirea asta, fac ravagii! Ce bine că m-a dus generatorul ăsta de vânt! Wow! Ce drăguț e! Hei, eu l-am văzut prima! Nu cred! Vreau să câștig runda asta! Trebuie să fac ceva special! Dă-mi inimioarele! Mai vreau! Mă mișc de repede pot! Nu mă descurc sub presiune! Poftim! Fix de asta avem nevoie! Brian e de vis! Am fi super fericiți împreună! Ok, o să încep cu un mesaj romantic. Cred că transmite fix ce simt.
Acum o să conturez scrisul cu un pix auriu. O să fac și niște steluțe. Am scris mesaje și pe celelalte inimioare. Cred că să o aleg pe asta. O să îndoi marginile și o să le pliez îndoindu-le așa. Acum o să pliez și vârful. Am obținut un plic miniatural. O să-l lipesc un sticker, o să-l bag lângă celelalte. E o colecție de scrisorele de dragoste și formează un breloc simpatic foc. Wow, ce idee genială! S-ar putea să fie mai greu decât credeam. Nu-mi vine nicio idee. Ok, ia să vedem. O să desenez o inimioară. Dar nu e o inimioară clasică. E diferită, dar arată bine. Salutare! Îmi place ținuta asta stradală și desenul ăsta se magnific! Un trandafir pentru un trandafir de fată! Wow, ești un gentleman! Și ce-i ăsta? E pentru mine? Frumoasă și talentată! Ce combinație! Am ceva pentru tine! Vai, ce-mi bate inima! Da, așa reacționează toate fetele! Pentru mine n-ai nimic? Liniște, e momentul meu! Bate palma! Glumesc! Următoarea provocare e... o pensulă! Unde-i Britney? Habar n-am! Nu contează! Hai să începem fără ea! Dă-i drumul! O să fie ușor! Alo? Vreau să dau o comandă! Ce rapid s-au mișcat! Îmi place să fac shopping! E hobby-ul meu preferat! Ok, o să scot din cutie! Cum am căput aici? Ce grea e! Dar e perfectă! Nu mai am nevoie de cutia asta! Scuze de întârziere! Vai! Aia e cumva hârtie igienică? La ce te referi? Ah, corect! Ups! Ce jenant! Deci, ce-am ratat? Stai! Trebuie să mai fac ceva! Oprește-te, te rog! Oh, da! Ce bine e! Ah, aș putea folosi ăsta! N-am nevoie de pensulă, o să-l rup în două. Apoi o să-l acopăr cu hârtie igienică. Vreau să fie rulat strâns. Apoi o să-l rulez într-o fâșie de plastic verde. Fix așa. Apoi am nevoie de un sticker, ca să fixez totul bine. Arată bine, o să-l bag în tubul ăsta transparent. Cred că-i gata. O să înmoi primul bețișor în vopsea roz. Roz ca plasticul din jurul lui. Apoi o să colorez hârtia. După ce termin cu rozul, o să schimb bețișoarele între ele. Am nevoie de albastru! Aștept ca bețișorul să absorbă culoarea. Și acum pot picta în continuare. Ce n-ai? Așa deci? N-ai văzut nimic încă? Am planuri mari! O să creez o capodoperă! Am terminat! Serios? De ce ai făcut asta? N-ai nicio șansă! Serios? Mi-a alunecat pensula! Scuze, am nevoie de potasiu! Asta e următoarea provocare! Mi s-a făcut foame de la atâta treabă! Vreau ceva de mâncare! Așa mai vii de acasă! Ce delicios arată toate! Ce să gust prima dată? Wow, chiar că arată bine! Vreau și eu! Ia mâna aia murdară! Nu pune mâna pe mâncarea mea! Hai, doar nu poți mânca pe toată! Bine, îți dau un ou! Prinde! Aoleu! Încetişor! Să nu-l scap! Fiu, era cât pe ce! Mersi mult! O să sparg oul într-un bol. Vreau să separ gălbenușul. O să-l pun în alt bol. O să-l sparg cu degetele. Ce lipicios e! Apoi o să torn deasupra puțin ulei. Încă puțin! Acum îl pot amesteca. Apoi o să trag amestecul într-o seringă. Așa e mai ușor de lucrat cu el și nu fac multă mizerie. O să adaug oul peste pigmenți pudră. N-am nevoie de foarte mult, doar de câteva picături. O să folosesc o pensulă ca să amestec pigmentul și oul. Arată bine! Acum o să zdrobesc ușor coaja de ou. Vreau să o rup în bucățele. O să iau bucata asta de coajă și o să o vopsesc albastră. Îmi place mult culoarea asta. Am desenat o vază și o să lipesc cojile deasupra. Apoi o să adaug flori. Nu mai pot nimic. Stai! Cred că am mâncat prea mult! Aoleu! Ups, scuze! Ce-a intrat trebuie să iasă! Nu vreau să irosesc mâncarea!
Poate pot crea ceva cu ăsta. Am pictat cu albastru o foaie de carton. Și o să folosesc buchețelul de brocoli pe post de pensulă. O să adaug vopsea pe foaie. O să folosesc mai multe culori. Am obținut un aspect genial de frunze. Uitați! Oh, ce drăguț! Îmi place mult! Foarte creativ! Ce decizie să iau? E greu, dar Candle câștigă! Super! Sunt cea mai tare! Ok, las-o mai moale, Picasso! Yuhuu! Uite cum se învârte! Asta e următoarea voastră provocare! Interesant, nu? Serios? Habar n-am ce ar trebui să facem cu asta! Ah, am o ață ieșită din cămașă! Încă una! Asta mai lipsea! Poate sunt utile, totuși! Oh, machiaj! Poate Candle n-o să observe! Asta e momentul! Comportă-te normal! Nu e nimic interesant! Crima perfectă! O să acopăr ața cu ruj! Apoi o să pun pe caiet! O să ondulez! Apoi o să închid caietul și o să trag de ață! Am creat o pictură abstractă! Arată super! Wow! E chiar impresionant! Stai, Britney! Da? Oh! Cum a ajuns asta aici? Păstrează-l! Eu o să folosesc pensula asta! O să învopsesc foaia cu negru, dar o să mă opresc la jumătate! Apoi o să adaug lipici în linie dreaptă. O să întind lipiciul peste pânza goală și partea neagră. Fix așa! Înainte să se întărească, o să presar sclipici deasupra. Trebuie să mă mișc rapid! Fiu, ce greu e! Aur? O să iasă super în tabloul meu! Și mătreața mea e bogată! Dar ar trebui să-mi cumpăr un șampon mai bun. O să pun peste pânză un șablon în formă de inimioară și o să folosesc o vopsea la spray. O să acopăr șablonul cu vopsea. Ce culoare intensă! O să ridic cu grijă șablonul. Wow! L-aș atârna pe perete! Arată bine, nu-i așa? Oh, da! Stai să vezi tabloul meu! Vai! Ochii mei! Nu mai văd nimic! Lasă-l jos! Mult mai bine! Wow! E minunat! E chiar special! Data viitoare avertizează-mă din timp! Dai drumul, Emily! Nu, e al meu! Eu l-am văzut primul! Stop! Putem rezolva problema asta într-un singur mod! Ah, deci așa stă treaba! Hai să începem! Eu vreau să folosesc zerourile! Mereu câștig când folosesc zerourile! În mijloc? Ai început din mijloc? O să te distrug! Îmi cazi în capcana! Eram sigur că o să faci asta! O să fie super ușor! Jocul nu s-a terminat încă! Acum ce o să mai faci? Uite cum se face! Ah, trebuia să mă fi așteptat la asta! Stai! Știu ce pot face! Dar nu poți face asta! A, da? Tocmai am făcut-o! Și ia uite! Am câștigat! Nu! E imposibil! Bine! Ursulețul e al tău! Iuhu! Ah, ce ochi frumoși are! M-aș putea pierde în ei! Ești absolut perfect! Exact așa trebuie să arate un bărbat adevărat! Ne-ar sta atât de bine împreună! Stai! Poate există o soluție! Poate dacă mi-aș folosi cartea de vrăj! Care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Dar, în primul rând, am nevoie de o amuletă! O să fac niște loc pe masă! Am nevoie de un bol cu rășina epoxidică, în care o să pun niște sclipici, ca să strălucească intens! Apoi o să amestec bine! Vreau să se combine complet! E perfect! Apoi o să torn amestecul într-un șablon! Folosesc unul în formă de inimioară! Wow, ce culoare intensă! O să-l umplu complet! Apoi o să aștept să se întărească! O să scot inimioara din șablon și o să o prind de un lănțișor! Wow, arată extraordinar! Fix de asta aveam nevoie! Dar n-am terminat! Acum o să fac o vrajă! Colierul ăsta o să-l facă pe Matthew să mă iubească! Fă-l să vadă că ne-ai menit să fim împreună! Va funcționa ca un far care îl va atrage! Funcționează! Nu-mi vine să cred! Oh, da! Ia să vedem! Emily? Wow! M-a observat! Ar trebui să vorbesc cu ea! Hei, Emily! Ce bine arăți azi! Wow! Ce colier frumos ai! E foarte hipnotizant! Ești bine? Trebuie să plec! Stai! Nu te las să pleci! Ce faci? Dă-mi drumul! Ok, nu mă așteptam la asta! Emily, deschide ușa! Nu cred! Ce idee proastă! Uite, ia-l tu! Eu nu-l mai vreau! Ha? De unde a apărut ăsta? Ce ciudat! Stai, colierul! Îl vreau cu orice preț! Lasă-mă în pace!
Ah, ce moale ești, domnule unicorn! Te-aș putea strânge în brațe non-stop! Stai puțin! Ăsta e dintele meu? Cum? Cum e posibil? Asta înseamnă că mă va vizita zâna măseluță! Mami, am nevoie de tine! Ai pățit ceva, scumpule? Uite, mi-a căzut un dinte! Băiețelul meu crește mare! Știu ce-mi doresc de la zâna măseluță! Vreau niște căști AirPods! Păi, bagă desenul sub pernă! Ce idee bună, mami! Acolo o să fie în siguranță! Și acum așteptăm! Mor de nerăbdare! Trebuie să te culci, zâna o să ajungă în curând! Ah, corect! Să nu uit de domnul unicorn! Noapte bună, mami! Vise plăcute! Ne vedem dimineață! Trebuie să-mi fac treaba! Ah, ce adorabil e! O să scot dintele de sub pernă! Nu trebuie să-l trezesc pe Matthew! Perfect! Acum o să-l înlocuiesc cu niște căști AirPods! Pare un schimb echitabil! Sper să-i placă! Stai puțin! Ar trebui să-i personalizez cadoul! O să am nevoie de un stilou 3D! O să încep prin a desena linii verticale în jurul carcasei! O să le lipesc una de alta! Nu vreau să existe spații goale! După aceea o să acopăr capacul! Pe una dintre fețe o să trasez linii mai mici! Apoi o să continui pe laterale! E perfect! Apoi am desenat un unicorn pe o bucată de carton! O să-l conturez cu ajutorul unui stilou 3D! Nu trebuie să depășesc conturul! Prima parte e gata! Apoi o să-i desenez o ureche și apoi o să fac pe cealaltă. Pentru restul secțiunilor o să folosesc altă culoare. Vreau să iasă super colorat. Toate secțiunile se vor contopi la final. Arată super! Să nu uit de corn! Arată perfect! Acum pot face ultimele detalii. Îmi place cum a ieșit. O să lipesc de carcasă. Acum capacul arată ca gura unui unicorn. Matthew o să fie super încântat. Acum cred că eu pot băga sub pernă. O să fie o surpriză de zile mari! Abia aștept să văd ce reacție are! Ce norocoasă sunt! Oare m-a vizitat zâna măseluță? Ia să verific! Wow, ce tare! Arată genial! Iuhu! Mami! Ce e, scumpule? Te-a vizitat zâna măseluță? Mi-a lăsat cadoul ăsta personalizat! Wow, ce talentată e zâna măseluță! Abia aștept să le folosesc! Ia și tu una, mami! Tare, nu-i așa? Da, foarte! La 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 la! Ah, ce murdari sunt ochelarii ăștia de soare! Așa mai vii de acasă! Ah, un client! Vreau să cheltui bani serioși în magazinul ăsta! Asta îmi place să aud! Ah, ce disperată e! Ce-i ăsta? Ăsta e la modă, deci? Mie îmi place! Ce altceva aveți pe aici? Așa, da! Asta e fix în stilul meu! O să o probez! Cred că vi se potrivește perfect! Evident! Mie mi se potrivește orice! Hei, îmi place întreaga ținută! Dar pentru a ieși în evidență, aveți clar nevoie de o pereche de ochelari! Ați arăta extraordinar! Vreau să arăt extraordinar! Ăștia arată interesant! Probații? Da, așa o să fac! De obicei prefer produsele mai strălucitoare! Vă stau foarte bine, uitați! Nu știu ce să zic! Nu, nu mi se potrivesc! Tocmai ați... în fine! Ăștia cum vi se par? Ok, o să-i probez! Nu știu ce să zic! Sigur găsim o pereche care să vă placă! Avem foarte multe stiluri diferite! Nu cred! În niciun caz! Nu-mi place nicio pereche! Ce ziceți de ochelarii mei? M-am săturat! Stați! Nu plecați! De ce? Vreau să vă mai arăt ceva! Gândește! Trebuie să închei vânzarea asta! Oh, asta ar putea fi perfectă! Nu, mi-am folosit deja toate dorințele! Aha! Pistolul meu de lipit nu mă lasă la greu! O să desenez o formă cu lipici sclipitor! Vreau să semene cu un norișor! Ce distractiv e! Acum o să fac un al doilea norișor. Astea vor fi ramele ochelarilor mei personalizați. Acum o să le unesc. Apoi am nevoie de rășină epoxidică albastră. O să umplu norișorii cu rășină. O să fac la fel cu al doilea norișor. Astea vor fi lentilele. Acum o să aștept să se întărească. Am făcut și brațele ochelarilor. Interesant, nu-i așa? Eu aș purta așa ceva.
Uitați ce ochelari! Sunt intrigat! Dă-i încoace! Arată mai bine decât celelalte perechi! Mă simt minunat! Sunt fix ce-mi doream! Ah, ce ușurare! Îi cumpăr, cât costă? $5, adică, stați puțin. Să știți că sunt unicat, așa că sunt $500. Un chilipir? Nu pot spune un preț pe frumusețe. Wow, mersi! Nu, eu mulțumesc! Pa, pa! Ciao! Vă așteptăm și altă dată! Nu-mi vine să cred că a funcționat! Ce emoții am! Trebuie doar să-i pun o întrebare. Emily! Trebuie să fiu mai încrezător. Emily! Nu? Zici că-s nebun. Emily, ăsta e pentru tine. E un simbol al iubirii mele. Sper că și tu mă iubești. Ups! Oh, nu! L-am pierdut! Trebuie să fie pe aici pe undeva. De ce pățesc mereu asta? Ups! Hei, Emily! Făceam niște flotări. Hai să stăm jos. Ce bine arăți! Ce drăguț ești! Pe bune! Stai! Aia e cumva o ojă de unghi? Mi-o împrumut și mie! De ce? Am nevoie de ea! O să-mi rezolve problema! O să-mi acopăr plasturele de pe deget cu ojă! Vreau să creez un inel subțire! Apoi, după ce se usucă, îl pot colora! Rozul ăsta e culoarea perfectă! Și o să umplu golurile cu nuanța asta mai închisă! Arată bine! Iar la final o să fac o inimioară! Arată perfect! Sper că pe ăsta nu-l mai scap! Bun, ia să vedem! Emily? Da, Matthew? Vai de mine! Serios? Vreau să te întreb ceva! Nu-mi vine să cred! Vrei să fii soția mea? Sigur că da! Speram să spui asta! Sunt așa de fericită! Ziua trece, banul vine! Nu pot lăsa pe oricine să intre în clasă! Stai pe loc! Știi cine sunt eu, nu? Stai să afle tata despre asta! Nu o să fie încântat! Ok! Thank you! E doar niște mărunțiși! Îl las aici! Copiii bogați! Tipa de la pază e înfricoșătoare! O face să am emoții! Ok, acum e cum, pot să fac asta, poartă-te natural. Nu mișca! Chestia e sigură? Știam că așa va fi. Nu, nu poți intra. Pleacă de aici, ești săracă. Nu trebuie să fii atât de rea. Ce naiba? Auci, chiar m-a durut. Pe ce m-a aterizat? Alea sunt diamante? Wow, chiar sunt diamante? Observ ceva diferit la mine. Poate un pic de strălucire. Deci pot să intru acum. Voi lăsa scannerul să decidă. Simt că o să fie bine. Spune bogată. Nu înțeleg, dar scannerul nu minte. Intră. Serios? Adică evident. Trebuie să mă pregătesc pentru ore. Voi avea nevoie de cărțile mele. Mă întreb ce vom învăța azi. Sper să fie ceva interesant. Oh, bun, am ajuns la timp. Avionul s-a oprit pentru realimentare. Putem să trecem la treabă? Am rezervare la cină. Wow, uite-te la caietul ăla. Știu, este special. Dar stai să-l vezi pe ăsta. Nu, nu se poate. Uite-te la telefonul meu. Nu vine să cred ce văd. Vreau să-l ating. Nu cred. Șmecher, nu? Am chef de niște brioșe. O voi adăuga pe caietul meu. Arată uimitor. E ok să fii invidioasă. Caietul meu e atât de plictisitor. Niciodată nu am lucruri frumoase. Viața e atât de nedreaptă. Stai o secundă. Știu ce am de făcut. Voi începe prin a decupa aceste imagini. Mi se face foame. Ok, asta e ultima. Dar mai sunt multe de făcut. Știam că ar trebui să urmez rețeta. Pardon, nu mă băga în seamă. Trebuie doar să găsesc obiectul potrivit. Aha, asta căutam. Nu, nu croissantul. Am nevoie de hârtia de copt. Ușurel, nu trebuie să mă vadă. Infracțiunea perfectă.
Încă puțin. Am tăiat hârtia de copt în pătrate. Apoi voi pune desenele deasupra. Acum le voi acoperi cu banda adezivă. Vreau să fie netede, să nu văd niciun pliu. Acum le voi decupa. Nu mă voi grăbi. Trebuie să urmez conturul. Arată bine! Acum pot desprinde hârtia de copt. Și-o pot lipi pe caietul meu. Arată bine! Voi face același lucru cu restul. Wow! Deja arată mai bine! Nu putem uita de pizza! Bună, Alex! Ia uite! Ce? Culorile? Imaginile? Wow! Le ador! Speram să spui asta! Ce sunt laturile astea? Bună! Vreau un bol de chestia aia! Am fost la școala de bucătar pentru asta! Nici măcar nu știu ce este! Eu îi spun chestie verde! Poftim! E cam lipicioasă! Stai puțin! Nu te grăbi! Dă-te de pe polonicul meu! Cine are nevoie de un bol? Am reușit! Poftă mare! Ia uite! Mâncare gratis! În niciun caz nu mănânc așa ceva! O să comand! Arată bine! Cocoloașele-i dau un plus de savoare! Un deliciu! Abia aștept! Ce scârbos! Cum poate mânca așa ceva? Majordom! Așa mai merge! Mersi, majordom! Prefer lucrurile bune în viață și nu există ceva mai bun decât sushi proaspăt! Arată apetisant! Îmi lasă gura apă! Stai! Ce este acel buzit? E o muscă și e pe sushi-ul meu! Ce mă fac? E distrus! O să vomit! Nu e mare lucru, e doar o muscă! Bună, Alex! Pot să mănânc eu astea? Te rog! Sper să te simți mai bine! Dispar, muscă! Lux! Ce bun e! Nu pot să cred că mă pun să stau pe podea! E tare greu să-mi fac treaba! Ce? Plouă cu bani? Ce se întâmplă? Și apoi mi-au dat un diamant! Unu, îți poți imagina? Ora e pe cale să înceapă! Oh, exact la timp! Trebuie să închid! Vorbim mai târziu! Și unde te duci? Stai pe loc! Care-i problema? Stai să mă uit la tine! Nu am timp pentru asta! Exact cum mă gândeam! Nu porci cămașă! Mai vedem noi! Tati, trimite elicopterul! Acum! Vai! Ce se întâmplă? Este o răpire! Salvați-mă! Oh, o livrare specială doar pentru mine! Mulțumesc, băieți! E exact ce-mi trebuia! Să o îmbrăcăm! Ar trebui să fie bună! O voi băga pe dedesubt! Trebuie să arăt bine! Ha, mereu arăt bine! Să înceapă spectacolul! Acum pot să intru în clasă? Stai așa! Oh, mult mai bine! Îndeplinești cerințele! Scuze pentru neplăcerile create! Mulțumesc! Eu ce mă fac? Poate-mi pot ascunde tricoul? Stai pe loc! Trebuie să-ți văd ținuta! Nu te mai mișca! Îmi place ce joc! Încetează! Gata! Ta-dam! Bună încercare! Dar eu vreau doar să intru în clasă! Stai! Am o idee! Voi tăia o bucată de hârtie așa! Apoi mi-o voi înfășura în jurul gâtului! E un guler drăguț! Să mergem! Wow! Sunt impresionată! E un guler foarte frumos! Intră! Mulțumesc! Ia uite, Alex! Chic, nu-i așa? Prefer mătasea italiană în locul hârtiei, dar eu fac propriile reguli! Nu port guler! O să ajungă la gunoi! Serios? Trebuie să scot niște hârtie pentru oră! Oh, am uitat de asta! Cred că trebuie să o folosesc pe asta! La modă și practică! Sigur că mașa ta nu poate face asta! Oh, uf, e greu! Sunt atât de multe de învățat! Mie îmi spui? Nu înțeleg nimic din toate astea! N-au niciun sens! Am notițe peste tot! Trebuie să le organizez mai bine! Presupun că ar trebui să încep! Așa faci tu! Eu prefer să folosesc chestia asta!
Pan? Ce e aia? Pan? Fii atentă! Voi pune hârtia aici. Apoi voi răsuci mânerul. Toacă hârtia! E super rapid și ușor! Wow, e uimitor! Aș vrea și eu un tocător de hârtie! Știu! Am propriile mele tocătoare! Își fac treaba la fel de bine! Ce plăcut e! Am terminat! Dar nu mi-am făcut ordine pe birou! Încă mai am un munte de hârtii! Ce interesant! Wow! Cineva a lăsat un suc! Și încă mai e puțin în doză! Oare visez? O să-l savurez! Oh, da! La fix! Ce amuzant! Frate, sunt multe gustări! Nu pot să le mănânc și să țin telefonul în mână! O să-mi pun telefonul chiar aici! Haide, măi! Ai nevoie de ajutor? E ok, mă descurc! Ești sigur? E greu de privit? Știu ce am de făcut! O să fac o adâncitură în cutie! Încearcă pe asta! Wow! Incredibil! Stă perfect! Ești genială! Chipsuri! E grozav să te exprimi prin intermediul artei! Ai șansa să te inspiri din lumea înconjurătoare! Chiar și din emojiuri! Așa că hai să combinăm niște emojiuri și să creăm o operă de artă personalizată! O să trasez mai întâi contururile, iar acum o să completez cercul! E timpul să le colorez! Galbenul ăsta e perfect! E timpul să umplu inimioarele! Nimănui nu-i plac inimile frânte! Nu-i de mirare că emojiul plânge! Apoi o să colorez lacrimile! Oh, ce trist e! Devin sentimentală! Ochii și gura pot fi colorate cu cerneală neagră. E timpul pentru detaliile mai fine. Acest pix alb o să creeze niște umbre mai deschise. Arată bine! Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Nu te supăra! Ascult povestea! Ce tocilar ești! Luna, nu-l mai lovi pe tocilar! Să vină materialele! Wow! Sunt pentru mine? Păi și ale mele unde sunt? Wow, uite ce de materiale pentru pictură! Glumești! Super! Nu te supăra! O să aveți nevoie de un model! Pisicuța asta drăguță e ideală! E perfectă! Ha? Oh, e adorabilă! Sunt gata să creez! Cu ce pensulă totuși? Am nevoie de ceva cu ce să desenez! Creioanele astea colorate sunt perfecte! Nu, nici gând! Pune-le la loc! O să avem o problemă! Poate că ar fi mai bine să folosesc creioane! Sunt atât de multe variante! E atât de enervant! Stai, mi-a venit o idee! Trebuie să fiu șireată! Puțin mai departe! Ha? Poartă-te normal! Acum e șansa mea! Le-am luat! Ha? Nu ești atât de deștept până la urmă? Ce-ar trebui să fac cu astea? Măcar am un pix! Mai bine trec la treabă! Mai întâi o să desenez o linie dreaptă, apoi o să desenez un 3 mare! Uite așa! Acum o să desenez urechile pisicii și niște mustăți! La final, o coadă lungă și ondulată! Hai să colorăm nițel! Arată bine! E timpul să-i facem ochii și nasul! O să o fac vărgată pe pisicuța mea! Astea o să aibă o nuanță mai închisă! Are nevoie de niște obrăjori îmbujorați! E simpatică foc, nu-i așa? A fost simplu! Hei, știi că eu am terminat, nu? Oh, nu! Nu fac față situațiilor tensionate! Trebuie să fiu rapid! Ta-da! E evident cine a câștigat! Eu jurizez! Și câștigătoarea e Luna! Da, știam eu! Ura! Hei, ce-am câștigat? Stai, ceva e diferit! Wow! Ia uite! Ia-ți mâinile de pe coada mea! Ești o pisicuță rea! Nu-i de mirare că prefer câinii! Eu vreau să ridic cloșul! Nici gând! Nu-mi vine să cred! Uite! Poftim? Nu văd nimic! Ha? Chiar m-ai crezut? E cel mai vechi truc din lume! Ha? Unde a dispărut? Dacă n-ai fost atent, ai rămas fără ele! Oh, vopsea! O să fie distractiv! Oh, serios? S-au evaporat! Ce ciudat! Chris! Mi-ai furat vopselele! Evident! Ai intrat în bucluc! Terminați! Care-i problema unicornului? A
Asta e următoarea voastră probă. Iu, ce greu e! Desenați pepenele roșu. Nu pot să fac mare lucru cu astea. Dă-mi vopseaua. N-ai rostit cuvintele magice? Sunt, te rog. E timpul să-mi creez capodopera. Îți folosești degetul? Arta vine din suflet, nu din pensulă. Da, da, mă rog. Simt că n-o să iasă bine. Oare cum arată pictura lui Chris? Ce face? Poate că a mea nu o să iasă așa de nasol până la urmă. Nu mă băga în seamă. Cum îndrăznești? Hei! Calmează-te! Am luat doar o cantitate mică. O să mișc pensula peste puncte și o să creez un semicerc. Cele două culori arată ca o felie de pepene. Și acum restul. Mi s-a făcut foame. Gata! Șt! Mă faci să-mi pierd cheful. Hei, a expirat timpul? Ce zici? Aia e o barcă? Luna câștigă provocarea cu pepenele roșu! Wow, două la rând! Oh, ce gustare delicioasă! Chiar arată bine! Vrei și tu? Da, te rog! Pepenele e cel mai bun! Huh? Doar atât primesc? O să o prețuiesc mult! Suntem ca Romeo și Julieta ai lumii artistice. Doar că eu sunt Julieta și tu ești Romeo al meu. Te-am avertizat să nu te mai holtezi la mine. Vrei să te trag iar de chiloți? Ah, nu mă băga în seamă. Poți să ridici tu cloșul. Te rog, fă-o tu. Bine. O să iau eu cariocile. Tu poți să iei vopseaua. Mi-ai dat un cadou. Poftim? Începe o nouă provocare! Nimic nu e mai romantic ca niște trandafiri! Wow, e un semn! Florile astea sunt pentru tine, draga mea! Preferatele mele! Viața e perfectă! Vreau să fiu mereu cu tine! Suntem noi doi pentru totdeauna! Ha? Ce s-a întâmplat? Ce mai e acum? Ești atât de ciudat! Sigur flirtează cu mine! Ha? Ciu! Ești uimitoare! Cred că am răcit! Wow, ce strănut! Oare ce să mai creezi de data asta? Ha? Sunt ok, în regulă! Pot să mă avertizez data viitoare? Pictura mea! Uite ce ai făcut! Stai puțin, pot să folosesc asta? E o idee grozavă! O să mânjesc foaia cu pensula. O să o fac în direcții diferite. Arată ca niște petale de flori. Ce frumos arată! O să mai fac câteva. Chiar e relaxant. Ok, acum trebuie să pictez tulpinile. Asta e partea ușoară. E doar o linie subțire. Și printr-o simplă mișcare a pensulei am făcut frunzele. Arată bine. Acum o să fac baza florii. O să adaug ultimele detalii. Și gata! Cum arată? Eu am avut probleme. Nu e lucrarea mea cea mai reușită. Dar minimalismul există, nu-i așa? Sunt impresionante, nu? Și câștigătorul e... Chris! Da, știam eu! Ok, acum e momentul. Pot să fac... Luna... Achiu! Vai! S-a stricat momentul. Cred că am alergii. Dă-i drumul! Arată-mi ce poți! Wow, ești puternică! Tragi de fiare! E vreo problemă? Nu! Hei, ai trișat! Obișnuiește-te cu gândul! Hai să ne uităm! Oh, bunătăți! Sunt ale mele! Și eu rămân doar cu două bucăți de cretă? Dezamăgitor! O să le iau și pe ele! A fost vina ta! Uită-te la creta mea! În continuare avem niște struguri. Ar trebui să fie o probă simplă. Treceți la treabă. O să fie ușor. Cred că am o problemă. Nu o să meargă prea bine. Nu mai căuta scuze. Chiar îmi plac strugurii. Sunt atât de suculenți. Aș putea să-i mănânc toată ziua. Ce delicioși sunt. Nu-i așa? Ar fi super. Ce buni sunt. Trebuie să rezolv cumva treaba asta. Cred că mi-a venit o idee. O să folosesc un bisturiu ca să fac niște pilitură de cretă. O să o las să cade direct pe foaie, oarecum în formă de triunghi.
Apoi o să folosesc un deget ca să o presez. O să creez o formă ovală în pilitură. O să o iau în sus în triunghi, făcând mai multe ovale. Arată ca niște boabe de strugure. După ce am terminat, suflu restul de praf de cretă. Acum o să conturez boabele cu un pix. O să obțin un contur clar. Trebuie să am grijă să nu mânjesc strugurii. Nu vreau să stric desenul acum. O să fac asta până jos. Chiar ies în evidență boabele. Dar n-am terminat. O să folosesc un pix alb ca să se observe niște lumini. Așa arată mai profesionist. Și acum covița. O să folosesc un pix maro pentru asta. Wow! A ieșit grozav desenul! Hei, Luna! Hai să le dezvăluim în 1, 2, 3! Cum e? Wow! Desenul lui Chris e impresionant! Wow! Bravo! Dar Chris e câștigătorul! Da! E uimitor! Chiar am câștigat? Aș vrea să-i mulțumesc mamei mele! Oh, wow! Ia uite ce ciorchine de strugure! O să savurez fiecare boabă! Uite, Luna! Norocosule! Voiam eu strugurii! Ah, acum mă simt prost! Există o singură soluție! Luna! Vreau să iei tu strugurii! E o farsă, nu? Bună, prieteni! Bun venit pe canalul meu! Vă enervează când bateria telefonului e descărcată și nu aveți unde să o încărcați? Aveți nevoie doar de două banane! Le puneți așa pe o masă! Ah, aproape că uitasem! Ne mai trebuie ceva! Niște bani! O monedă, mai exact! Băgați moneda într-o banană. Așa. Apoi o înfigeți în cealaltă banană. Vă luați încărcătorul și îl înfigeți în banană. Sunteți pregătiți! Conectați telefonul și priviți cum se încarcă! Prieteni, trebuie să vedeți asta! Chiar funcționează! Ați fost un public minunat! Mua, mua. Aha, am înțeles! Salutare și bun venit la emisiune! Uitați ce de trofee de aur! Să-i urăm bun venit deținătoarei acestor trofee sportivei noastre preferate, Sunny! Oh, o să fie un cadru reușit! Salutare! Mă bucur că ești alături de noi! Povestește-ne cum ai devenit eroina basketului! Eh, n-aș zice că sunt o eroină, ci mai degrabă un superstar, știi? Ah, scuze! Continuă, te rog! Totul a început în copilărie! Dacă vreau să devin profesionistă, trebuie să mă antrenez zilnic! Mi-aș avea un coș. O să mă mulțumesc cu tomberonul. Ah, cât pe ce? Timp de secundă chiar credeam că a intrat. Poate folosesc cutia asta de pizza. S-ar putea să meargă. Se pare că o să am un coș până la urmă. Mai întâi trebuie să deschid cutia. Apoi desenez un cerc puțin mai mare decât mingea de basket. Îl împart în secțiuni și le decupez. Nu vreau să le tai de tot. Ok, ia să vedem. Pare un loc bun. O să lipesc fundul cutiei de perete. Acum o să împing ușurel cercul în jos. Și e Sunny din curte! Și bagă în coș! Înscriu! Uite cum stau în aer! Boom! N-ai cum să mă întreci! Oh, credeam că am reușit! Nu e nimeni pe aici! Să zicem că a intrat! Și restul, cum se spune, e istorie! Oh, nu plânge! E povestea unei eroine neașteptate! Ștergeți lacrimile alea! Ia un șervețel! Ador finalurile fericite! Apropo de cutia de pizza! Nu ai cu tine, nu-i așa? Cum să nu, Ashley? Uite-o! Asta e cutia originală! Așa am devenit o campioană! Wow! Incredibil! Pot? Dă tot ce ai mai bun! Și arunc! Ai un talent înnăscut! Nu mai avem timp! Mulțumim că ai fost alături de noi, Sunny! Pe data viitoare! Pa! Asta mă dă pe spate! Oh, da! Mișcă-te! E așa moale! Uite cum sare! Huh? Wow, super! Aș vrea și eu o astfel de jucărie! Poate o să mă lase Sunny să mă joc una? Ușurel! Wow! Ia uite, te hipnotizează! Nu strică să întreb. Hei! Stai, nu pot. Ahem. Nimic. Ahem. Ce-a fost aia? Nu-mi place asta. Ce vrei? Aoleu! Hai să o luăm mai ușor. Nu vrem accidente. Ha? O a cădea? Credeam că... În fine, o mică farsă. Bună, Sunny! Pot să mă joc cu arcul ăla? Cu asta? Stai puțin. Ești pregătită?
Poftim? Nu? Oh, nu e frumos! Dar ok, mă descurc eu! Sunt doar ale mele! Și jucăria asta e cea mai tare! Ea mereu are obiecte drăguțe! Stai puțin, am o idee! O să aranjez așa bilețelele adezive! Iau bilețelul lui Sunny și adaug mai multe straturi! Alternez culorile! Poziționez fiecare bilețel adeziv într-un mic unghi! Vreau să se suprapună! Continui până le pun pe toate! Și am o spirală de bilețele! Iar pe ultimele le voi aranja direct unele peste celelalte! Uite așa! Ăsta e ultimul! Și când le întind, asta se întâmplă! Super, nu? Ah, știu! Arcul poate să coboare și rafturile! Wow! Cui trebuie un arc sofisticat? Aș putea să privesc asta toată ziua! Ce colorat e! Și l-am făcut singură! Wow! Ce cool e! Hei, Sunny! Ia uite! Și după, nu mi-a mai păsat! Lily, uite! Wow! Da, mi se spune asta des! De unde ai luat arcul ăla, Ashley? Dar... L-ai făcut singură? Îmi faci mie unul? Mereu îmi vin bine pălăriile de petrecere! Cred că totul e pregătit! Am tort și ceai! Și a sosit invitata! La mulți ani! Oh, nu trebuia! Oh, tortul ăsta pare apetisant! Stai puțin! Nu pot să mănânci tort fără ceai! Trebuie să pun ceainicul la fiert! Sunny, mai e un singur pliculeț de ceai! Atât! Nu mai multe! Oh, ok! Ia-l tu! Nu! Ești invitata mea! Ia-l tu! Nu, ia-l tău! Insist! Sunt ok! Ia-l! Te rog! Nu-l vreau! Ba, cred că da! Ia plicul de ceai! Termina! Știu ce să fac! Cu cine vorbești? Uite! Mai întâi scot ața pliculețului de ceai, apoi îl desfac! Acum îmi trebuie o farfecă! Tai cu grijă plicul de ceai pe mijloc! Tăietura trebuie să fie precisă! Îl separ în două pliculețe de ceai! Vrei să vezi un truc de magie? Ta-da! Wow! Ești o vrăjitoare! Hai să aducem ceainicul! Abia aștept! Și după putem mânca tort? Normal! Mmm, ce răcoritor e! Mersi, draga mea! Și apoi Justin a dansat cu Luna și Gabi i-a văzut! Ce-a făcut? Gabi era super furioasă! Ah, a venit mâncarea! Poftă mare, doamnelor! Mi-e foame și arată apetisant! Ador cerealele cu lapte! Ha? Unde e? Stai să încerc iar! Ce se întâmplă? Ce cu zgomotul ăsta? Cred că lingura e stricată! E ceva în neregulă cu ea! Glumești, nu? Chelneriță, vino încoace! S-a întâmplat ceva? Tu să-mi spui! Ia uite! Oh, doamnă, nicio grijă! Pot să repar eu! Trebuie să o lovesc bine de tot! Îți vine să crezi? Nu mai vin niciodată aici! Aproape am terminat! E mai dificil decât credeam! Ce-mi văd ochii? Nu e perfectă, dar își face treaba! Sper! Așa mai merge! Chiar era atât de greu? Data viitoare să-mi aduci una bună! Puteai să întorci lingura? Știi, ca o persoană obișnuită? Vezi? E simplu! Realizezi asta, nu? Să întorc lingura? Ok, o să încerc! Stai! Care-i faza? S-a întâmplat iar! Nu-mi vine să cred! Efectiv m-a luat durerea de cap! Întoarce lingura! Poftim! N-are cum să funcționeze! Timpul trece, leafa merge! Stai puțin! Uite-te la lingurile alea! Toate sunt stricate! Cred că e un lot defect! Nu cât sunt eu aici! Trebuie să le repar! Măcar scap de stres! Și sunt plătită pentru asta! Ce job!
Wow! Vopseaua asta e super frumoasă! O să prezez o folie de plastic pe ea. Oh, te ajută să scapi de stres. Zici că e o operă de artă modernă. Hai să încercăm ceva diferit. Folosesc ștergătorul ăsta de geamuri ca să întind vopseaua pe hârtie. Pictura asta clar ajunge pe peretele meu. Ce zici de un model în valuri? Îmi place la nebunie! De data asta folosesc picături de vopsea. O să trec plasticul peste ele. Îl mișc dintr-o parte în alta. Există atât de multe posibilități și fiecare picătură e unică. Aș putea să deschid o galerie. O să mă îmbogățesc! M-am plictisit! Glumești! E timpul pentru gustări! Hai să facem lucrurile mai interesante. Hop, așa! Bine! Am prins-o! Știu, e impresionant! Crezi că poți să bați treaba asta? Te rog! Aș putea să fac asta cu ochii închiși! Ia uite! O să te dau pe spate! Ochiul meu! Ce spuneai? Mai exersează! O să reușești până la urmă! Ahem! Vreau să pictați un curcubeu și să fie frumos! Ador curcubeele! Mie nu-mi plac culorile! Cine râde acum? Abia aștept să încep! Curcubeele au ceva magic! Ce faci? Ce tocilarie! Annie, ce mai aștepți? Treci la treabă! Dacă trebuie, dar mie îmi place doar negrul! Hai să terminăm mai repede! Dacă vreți un curcubeu, o să vă dau un curcubeu! O să fie cel mai tare curcubeu din lume! Am terminat! Am vrut să surprind frumusețea lui! Vă place? Avem un adevărat Van Gogh în clasă! Cum merge treaba, Annie? Ta-da! E ok, puteți să nu mai aplaudați! Ai mai văzut un curcubeu, nu? Ora asta e o prostie! Părerea mea despre curcubeul dumneavoastră! Stai așa! Dă-mi cariucile alea! O să le aranjez în formă de curcubeu! Acum îmi trebuie pistolul de lipit! O să lipesc cariocile între ele! Aștept să se întărească lipiciul! Acum e timpul să desenez! O să frec cariocile pe foaie! O să creez un arc cu ele! Wow, arată bine! Culorile se contopesc! Ce metodă simplă de a desena! Ok, gata! Dar n-am terminat încă! Cu o carioca neagră am desenat un curcubeu pe o folie de plastic! Nu e curcubeu, e curcubeu! Șmecher, nu? Acum îl vedeți? Acum nu-l vedeți! Au, a reapărut! Ce vrajă-i asta? Wow, incredibil! Mi-am terminat treaba! Stai puțin, ai un tricou multicolor pe tine? Nu-ți plăcea doar negrul? Ce? Nu! N-ai văzut asta? Să ne sufli un cuvânt! Buzele mele sunt pecetluite! Tema mea e aproape gata! Desenul ăsta o să fie grozav! Serios? Vreau să-l văd! Nu! E încă în lucru! Ai răbdare! E gata! Și e frumos! Ce zici? Ce e? E un cartof? Stai puțin! Poate dacă mă plec... m-am prins! E o rățușcă! Poftim? Nu! Știam! Trebuie să mă uit mai de aproape! Adică foarte de aproape! E evident! E o lămâie, nu-i așa? Nu, nu e o lămâie! Da, îmi era teamă că o să zici asta! E dificil! Ce-mi scapă? Glumești? Normal! E clar o banană! Știi ceva? Las o baltă! Scuze, scumpo! Ce e? E Pikachu! Da? E nasol! Oare ce not am luat? Un 4? E groaznic! Ar fi devastată! Dar cred că pot să rezolv problema! Îl pun pe Pikachu aici! Trebuie să ascut creionul ăsta! Și mi-am amintit că trebuie să cumpăr o ascuțitoare! Mult mai bine! O să iau un alt creion și o să le leg cu un elastic din cauciuc! Fac asta și celălalt capăt! Acum o să urmez conturul imaginii! Trebuie să respect liniile! Al doilea creion o să reproducă totul pe o foaie albă! E mai simplu decât desenatul cu mâna liberă! Gata! Arată bine! Nu mai am nevoie de ăsta! Acum trebuie să-l colorez! Ce zici, Ava? Wow, e perfect! Mersi, mamă! Mă pregătesc să plec la școală! Nu vreau să întârzi! O zi minunată, scumpo! Să iei nota 10! Oh, nu! Ava, stai! Mi-e foame! Vreau o gustare! Profesoara e ocupată? Asta e șansa mea! Țin întotdeauna o gustare de desubt în caz de urgențe! Aici era!
Trebuie să fiu rapidă. O să se enerveze dacă vede asta. Ale sunt jeleuri? Hai! Ignorați asta. N-ați văzut nimic. Poftim? Să nu îndrăznești. Nu mă puteți opri? E dezgustător, Ava. Îmi e tare rușine de mine acum, dar nu regret nimic. O să mă prefac că nu s-a întâmplat asta. Nu mi-am satisfăcut pofta de ronțăit. Noroc am ascuns chipsurile astea. Sunt perfecte. Trebuie să le ascund. Merge suportul de creioane. Fii calmă, e doar o zi obișnuită. Ce bun e! Aveam nevoie de așa ceva. Gura mare! Oh, ce drăguț! Stai puțin, ce ciudat! N-am o a treia mână. Bună, Ava! Chipsurile sunt interzise. M-ai auzit? Da, v-am auzit, dar n-ați zis nimic de gogoși. Ce se întâmplă acolo? Uh-oh, diversiune, diversiune! Sunt cu ochii pe tine. Mă rog, sunt mult mai steață ca ea. Aha, te-am prins! Ce? Mă mănâncă rău. Ceva nu e în regulă. E și rată. Trebuie să iau măsuri drastice. Manechinul ăsta o să fie util. Trebuie să-i fac o schimbare de look. Așa, uitați-vă în altă parte. Pe asta o căutam. Cred că o merit. E cea mai apetisantă gogoașă din lume. Glazură roz și bombonele. E o capodoperă. Să nu mănânci chestia aia. Te-am avertizat. Stați! Sunteți cheală? Dă-mi-o! Nu e corect! Sper să nu mâncați! Dă-i drumul! Acum, Ava! Dacă te-ai străduit atât de mult și pentru școală! Gata! Ai înțeles? Trebuie să dau note acum! Da, bine! Stai puțin! Am o idee grozavă! Mai întâi desenez două cercuri mici. Apoi le unesc. Fac la fel și pe partea de deasupra. Acum desenez o linie ondulată. O fac până la capăt și apoi pe jumătatea superioară. După ce am făcut schița în creion, pot să vin deasupra cu un pix. Așa o să iasă în evidență. Trebuie doar să-mi urmăresc schița inițială. Nu o să fac nicio greșeală. Nu vreau să stric ceva acum. Arată exact ca o gogoașă. Poți folosi o radieră pentru a șterge creionul. Apoi o să colorez. Completez doar zona din interiorul liniilor ondulate. Asta o să fie glazura. Lasă gura apă. Acum pot să colorez gogoașa. Fac asta cu un portocaliu închis. Folosesc un corector pentru bombonele. Îl aplic peste glazură, apoi adaug niște umbre. Trebuie doar să urmăresc conturul. Fac la fel cu bombonelele. Așa pare reală. Cred că e gata. Trecem la pasul 2. E timpul să fac schimbul. Ești a mea, gogoșico, și o să las desenul în cutie. Cine e acolo? Sigur am auzit ceva. Ce? S-a întâmplat ceva? Îmi citesc cartea? Ok, dar sunt cu ochii pe tine. Cine ar fi crezut că o carte poate fi atât de utilă? Îmi ascunde perfect gogoașa. Grăbiți-vă! Duceți-vă la următoarea oră. În sfârșit au plecat toți. Abia așteptam momentul ăsta. Stai! Ce se întâmplă? Asta nu e o gogoașă. Am fost păcălită. Ava! Nu pot detecta nicio bătaie a inimii. Scuze, sunt aici pentru procedura mea? Locul ăsta e cam înfricoșător. Trebuie să fiu curajoasă. Bun, începem. Aproape gata. Aproape gata. Una dintre cele mai bune lucrări ale mele. Poftim, uită-te. Wow, sunt uimitoare. Mersi, pur și simplu le ador. Așa, haide. Ne-am antrenat atât de intens. Ne descurcăm noi. Oh, cred că a durut. Nu pot să cred că m-ai scăpat. Mi s-au rupt blugii de tot. Scuze, nu-i pentru noi. Următorii! Mersi pentru oportunitate. Ha, uite-i pe ăștia doi cu găuri în pantaloni. Ratați! Haide să mergem. Nu pot să cred că s-a întâmplat asta. Am muncit așa mult. Trebuie să fie o cale să remediem treaba asta.
Uite, un creion 3D! Ar putea să meargă! Privește! Dăm blugii tăi cu gaura! O să încep să desenez cu creionul 3D! Linii către centrul găurii! Bun, acum și niște cercuri! De jur împrejur! O să fac un mic val cu următoarele! O să-i dea un aer cool de pânză de păianjen! Așa, gata! Vezi? Acum e un design cool și nu o gaură! Wow! Ești un geniu! Haide! Încă putem salva competiția! Ăștia nu sunt oia doi cu pantaloni găuriți? Se pare că gaura a dispărut! Le dăm voie! De data asta o să o facem cum trebuie! Da! N-am căzut de data asta! Super! Mult mai bine! 10 pe linie! Știam că putem câștiga! Mersi! Fac niște curățenie! Ce-s astea? Urme de pahar pe mobilă! Așa, totul e curățat! Mai multe urme de pahar? Credeam că deja am curățat câteva! S-au luat și astea imediat! Trecem la următoarea cameră! Pe oglindă? Cum de e posibil așa ceva? O să-i șterg asta de pe față! Continua să moței, dragule! Ce mult am curățat! Ce? Ia uite ce de urme! Situația scapă de sub control! Ha! Ce-i ăsta? Ah! E un creion de la 3D! Ha! Aș putea să-l testez! Trebuie să măsor un pahar făcându-i conturul! Uite așa! Acum să-l personalizăm nițel! Pentru început, ochi și o gură! Ia uite ce fețișoară! Așa drăguță! Bun, acum să începem cu creionul 3D! O să umplu cercul cu galbenul ăsta! Gata, acum niște alb! Trebuie să umplu ochii! Negru pentru pupilă și gură! Să nu uităm de limbuță! Vai, ai și drăgălaș! Ah, fețișoara asta! E atât de scumpă! Mamă? Ce faci? Nu! Să nu îndrăznești să pui canaia jos! Hai, fețișoară, salvează mobila! De acum înainte folosește un suport! M-am săturat să tot fiu nevoită să curăț toate urmele de pe mobilă! Și poate-ți faci curat și în cameră? Trebuie să recunosc, e un suport drăguț! Ah, începe ora! Unde mi-e scaunul? Aici, doamnă! Da, păi, mersi, să zicem! E timpul să începem notarea! Unde mi-e pixul? Uitați! Acum puteți începe să scrieți! Oh, mersi! Prosopul ăsta nu merge deloc! Uitați niște apă ca să puteți șterge tabla mai ușor! Și nu uitați să vă faceți tema de seară! Oh, telefonul ei! Nu! L-am prins! E în siguranță! Vai, mersi mult! Îl voi lua înapoi! Dar, doamnă, telefonul dumneavoastră e așa lunecos! S-ar putea întâmpla iar! Uitați, îl pot rezolva eu! Stați să vă arăt! Voi folosi creionul meu 3D ca să vă desenez husa! O voi umple de sus până jos! Să nu uităm și de laterale, totuși! Toate marginile sunt și ele alunecoase! Și gata! E toată acoperită! Uitați! E o husă nou-nouță care nu e alunecoasă! Oh, doamne! Mulțumesc tare mult! Oh, scuză-mă, mă sună cineva! Vai, ce monitor mare! O să fie grozav, totuși!
Ok, se pare că sunt niște cabluri. Multe cabluri. De ce așa multe? Cred că ăsta intră în spate. Ăsta aici. Și apoi astea. Uf, ce de muncă! Și totuși, acum sunt cabluri peste tot. Am făcut niște inele așa drăguțe. Wow, se află într-o încurcătură. Ce de cabluri ai pe aici, ha? Hei, cred că putem folosi creionul 3D ca să remediem situația. Uite, o să pun cablul aici și apoi voi folosi creionul. Vezi? Îl ține fix. Ta-da! Acum sunt organizate și colorate. Pot să termin să le conectez? Oh, doamne, mersi mult! Și arată așa de bine! Să vedem dacă ea chiar doarme. S-a mișcat! Trebuie să o iau și să o șterg de aici. Ia, era cât pe ce? Hei, uite, i-am luat gentuța de machiaj. Nu, nu putem să o folosim, o să se supere. Of, ești o bleagă. O să dea de belele. Da, rujul ăsta e bombă. Oh, doamne, asta e foarte ca ei. Poate că părului meu i-ar prinde bine o mică tunsoare. Un breton o să fie grozav. Trebuie doar să-l tai drept. Oh, nu! Ce-am făcut? Ah! Of! Ce mai e? Oh, wow! Ai dat problema? Hei! Creionul 3D! Ăsta clar va rezolva problema! Trebuie doar să desenez forma așa. Și acum să umplu. Uite așa! Gata! Ok, acum trebuie să întorc. O să pun un mic punct aici și o să prind capetele. Așa! Următorul pas. Niște puncte albastre ajută. Nu prea multe totuși. Ok, cred că am terminat. Uite ce ți-am făcut. Ia! Stai să-ți arăt! Vezi? Acum bretonul tău e prins la loc! Wow! Mersi mult! Aham! Cine mi-a luat gentuța de machiaj? Ea a fost, nu eu! Uf, ora asta e așa plictisitoare! Abia mai pot ține ochii deschiși! Cum de poate Tina să doarmă așa? Lexi? Ce e? Cred că ar trebui să ne distrăm. Cu Tina? Oare ne gândim la același lucru? Dacă da, mă bag! Să o facem! Șt, n-o trezi! Chiar acolo! Ăla e locul! Ok, sunt gata! Putem să-l folosim pe ăsta? Pare ok! Pune sucul pe caiet! Ai banderola? Ok, e perfect! O să fie grozav! Te aștept! Imediat! Gata! Ce s-a întâmplat? Sunt udă în New York! Vai, cât de amuzant! Voi ați fost de vină? Îngrozitor! Cel mai slab test pe care l-am văzut. Adică și-a scris și numele greșit. Nota 4. Cum se greșește atât de mult? Ce urmează? Glumiți? Ah, stai, ăsta e ok, mă mir. 10, wow! Durează o veșnicie. Și mai sunt destule. Am nevoie de o pauză. Trebuie să fie o cale mai ușoară. Stai puțin, cred că știu ce să fac. Îmi trebuie un inel plat, ca ăsta. O să aplic lipici pe el. Apoi o să lipesc o bucățică de burete. Acum o să desenez un 4 cu pistolul de lipici fierbinte. Nu mă grăbesc, ca să nu-mi pună nimeni la îndoială talentul artistic. Arată bine! O să fac un alt inel. De data asta cu un 10 pe el, ar trebui să meargă totul mai repede. O să-mi pun inelele.
Înceapă notarea! O să apăs inelul pe foaia de test. Ia uite! Am mers! Da! E mult mai simplu! E o metodă bună de a scăpa și de stres! Trec la următorul test! Stai! S-au terminat! Astea sunt bijuteriile mele preferate! Acum mă pot relaxa! În sfârșit a plecat! Haide, rapid! O? Ce e ăla? Ce inel ciudat! Liam, ia uite! Ce e? Am găsit un inel! Tare! Uite încă unul! Are dimensiunea potrivită! David, ia uite! Wow, ce șmecher! Stai, vreau să încerc ceva! Nu te mișca! De ce ai făcut asta? Haide, frate, nu-i corect! Ai încurcat-o acum! Arată-mi ce poți! Ce? Băieți, încetați! Doar atât poți? Despărțiți-vă! Ce e în mintea voastră? El a început! Ha, ce caragios arăți! Și tu la fel! Nu e de râs! Dați-mi inelele! Haideți, dați-mi-le! Acum plecați de aici! Chiar arătau haios! Mai pun câteva bzibilduri și caietul meu e gata! Nu poți avea niciodată destul unicorn! Wow, arată magic! Trebuie să mă duc la oră! Nu vreau să întârzi! Abia aștept să mă laud cu noul caiet! Toată lumea o să fie tare invidioasă! O să-mi pun caietul aici! Ce? Care-i faza? Mi-ai copiat caietul! Despre ce vorbești? Stai puțin! Oh! Am șters-o de aici! A plecat? Cât de jenant! Nu pot să cred că avem același stil! Stai puțin! Cred că pot rezolva problema! Am nevoie de carioca asta! Mai întâi desenez o inimioară pe bilețelul ăsta! Apoi o pot colora! Roșul ăsta e perfect! O să-i fac niște umbre ca să iasă în evidență! Apoi o să decupez! Acum o să o lipesc pe niște hârtie de copt și o acopăr cu scoci! O netezesc! Nu vreau să aibă cute! Acum pot să o decupez! Vreau ca decupajul să fie puțin mai mare decât inima! Am mai făcut și alte desene! Acum pot să-mi redecorez caietul! Încep cu această căpșună! O să dezlipesc hârtia de copt și o lipesc pe caietul meu! E mult mai drăguț așa! Îl ador! Arată mai bine ca unicornii! Bună, Naomi! Ce mai faci? Bine! Wow! Ador abzibildurile astea! Nu-i așa că sunt geniale? Eu le-am făcut! Uite, Alexia are aceleași abzibilduri! Ce dubios! Totul se termină acum! Poate să existe un singur caiet cu abzibilduri! Naomi va decide! Poftim? Nici gând! Te-am păgălit! Da, a fost amuzant! Hai să mergem la oră! Uf, ce zi! În sfârșit mă pot relaxa! Stai, o listă cu treburi de făcut? Serios? Numărul 1, fă curat în camera ta! Să-mi fac tema? Nu e corect! Hai să terminăm mai repede! Cred că o să dureze ceva! Mai bine sar la numărul 2! Temele sunt mereu nasoale! Ce altceva mai trebuie să fac? Ah, Budincă! Salut, băiete! Mai bine rămânem la școală! Bună, mamă! Aici era băiețelul meu special! O să ai nevoie de asta! Super, mersi! Și nu uita de listă! Vorbesc serios! Nu o să uit, din păcate! Voiam doar să mă joc niște jocuri video! Nu am niciodată timp pentru mine! Poate fac un joc rapid! Am voie să mă distrez puțin! Liam, cum merge cu lista? Oh, Liam! Cât în mizeria aia! Nu strâng așa ceva! S-a zis cu lista! Era atât de simplă! Oare? Ia să văd popitul ăla! Cred că știu cum să fac lista asta de sarcini mai interesantă! Revin imediat! Mai întâi trebuie să tai o bucată din popit! Partea asta de aici! Acum am nevoie de listă și am nevoie de un marker! O să apăs alte două markere pe vârful lui! Markerele o să se combine! Și când o să scriu, o să se creeze un efect colorat! Uite așa! Cred că e gata! E timpul să-i arăt asta lui Liam! Ah, încă doarme! O să lipesc chestia asta pe ușă! Nu trebuie să fac gălăgie! Doarme ca un bebeluș! Dar nu pentru multă vreme! Ha? Ce-a fost aia? Stai! E diferită! Ia să o văd! Oh, pare o chestie distractivă! Stai așa! Trebuie să fac ordine în cameră mai întâi! Chiar trebuie să fac mai des curățenie! Nu știam asta! Bleh! Budincă, ce scârbos! A fost o plimbare plăcută! Și acum pot să apăs popitul! Am terminat tot! Mamă!
Da, scumpule! Wow, e curat aici! Chiar se vede covorul! Ce băiat cu minte am! Haide, nu mai am răbdare! Ești ok? Nu! Trebuie să iau notă de trecere! Mama, tată, uitați! Am luat 10 cu felicitări! Știam că vei reuși, campionule! Suntem atât de mândri de tine! Tu ești istețul familiei! Aș fi un erou! Acum! V-am adus rezultatele! Sper să fie o notă bună! Cred că o să vomit! Sunt impresionat, trebuie să recunosc! Poftim, Lexi! Și asta e nota ta, Liam! Nu mă pot uita, dar vreau să știu! Tu prima, Lexi! Ok, e doar o notă! Wow, am luat 10 cu felicitări! Nu vine să cred! Brusc mi-am pierdut încrederea. O să trag ochiul. Cât de rău poate să fie? Glumești? Am învățat intens pentru testul ăsta și îmi dai un 4? E un dezastru! Mama și tata o să fie extrem de dezamăgiți. Nota 4? În casa asta? Nu mai am niciun fiu! Dispari! Pleacă de aici! Nu vreau să-mi ratați sub acoperișul meu! Pare cam dramatică treaba. Nu vreau să fiu un vagabond. Ce mă fac? Ce-i aia? E o gumă veche. Ce scârboasă e! Ziua asta devine și mai nasoală. Stai puțin! Cred că știu cum să iau o notă mai bună. Merită să încerc, dar am nevoie de markerul ăsta și de un pistol cu lipici fierbinte. O să aplic lipici în capătul markerului. Vreau să acopăr așa capacul. Trebuie să fie un strat gros. Cred că ajunge! O să-l pun pe notă, apoi apăs cu putere. Stai! Nu se uită nimeni, nu? Acum o să ridic ușor markerul. Și nota 4 a dispărut! Wow, ce simplu a fost! O să iau un pix roșu. Un 10 cu felicitări pare credibil. O să adaug un cerc și o să acopăr urma lipiciului. Nimeni nu va ști. Sunt un geniu! De ce să mai înveți? Guma aia pare să mai aibă un pic de aromă. E mentolată! Mă duc să le arăt părinților mei. Azi o să dăm un test de matematică și o să fie greu. Foarte greu. Am învățat din greu, o să mă descurc. Urăsc școala. Aș prefera să mă dau cu skateboardul în parc. Ce faci tu, Cilaro? Minunat! Baftă la test! O să ai nevoie. Și testul începe acum. Ah, da. Wow, e dificil. De ce te stresezi? E doar un test. E simplu. Trebuie doar să fii pregătită. Am răspunsurile la îndemână. De ce să pierzi vremea învățând când poți copia? N-aveam de unde să știu așa ceva. Se pare că o să iau notă de trecere la test. Ok, să începem. Toată lumea ar trebui să copieze la examene. Oh, nu! Nu mai vine nimic în minte. Lexi? Hei! Nu ai voie să faci asta! Vorbește mai încet! Concentrează-te pe răspunsurile tale. Dar nu e corect! Știu! Ups, mi-a căzut pixul! Mi-ai aruncat stiloul de pe birou? A fost un accident! Vezi să nu se mai repete! Nu am timp de așa ceva! Trebuie să fiu rapidă! O să se învețe minte! Ești atât de imatură! Hei, de ce-i faci așa ceva? Trișorii nu vin niciodată! Da, îți iau ochelarii! Nu, am nevoie de ei ca să văd! Totul e în ceață! Noroc că mai am alții! Nu mai fi rea! Normal că ai! Ce mă fac? Nu văd răspunsurile! Stai! Nu, sunt inutil! Sau poate că nu! Știu cum să rezolv problema! O să colorez lentilele cu markerul ăsta! Ar trebui să meargă! Ok, hai să încercăm! O să-i țin deasupra copiuței și o să apară răspunsurile! Zici că e magie! Și arată ca niște ochelari de soare! Trebuie să termin testul! Ce-a fost asta? Hei, Lexi, e pentru tine! Pentru mine? Serios? Oare ce-o fi? Abia aștept să aflu! Oh, Miles! Ce curtezan ești! Dar nu pot să neg, sunt grozavă! Ar trebui să ne vedem mai târziu! Crezi că poți să faci chestii interesante cu un creion obișnuit? Atunci probabil că n-ai folosit niciodată un creion 3D! Da, obiectul ăsta poate să facă niște chestii incredibile! Poți să creezi aproape orice! Ai nevoie doar de un strop de imaginație și de multă răbdare! Apoi totul devine super plăcut!
Gata, lume! Mă arunc în apă! Perfect! Liam, gustare gata! Știu că portocalele sunt preferatele tale! Nu! Nu înainte să ne spălăm pe mâini! Știi regulile! Sunt curate, ok? Hei! Mâini, chiuvetă! Bine, e ridicol! Dar dacă vrem niște mâini curate, fie! Folosesc mult săpun, mamă! Vai! Chestia asta e alunecoasă! Hei! Nu pot să-l apuc cum trebuie! Nu! Las o baltă! Sunt curate, vezi? Mi-e atât de foame! Ah, stai aici! Trebuie să fac pipi! Aoleu! Oh, nu! Liam! Oh? Ce-am mai făcut acum? Aproape că am căzut în nas! Săpunul! Ce caută pe jos? Zici că i-au crescut picioare! Haide, stai acolo! Stai puțin! Cred că mi-a venit o idee! Un creion 3D te poate ajuta să-ți ții locul lui săpunul! Vezi liniile astea curbate? O să-ți țină săpunul pe loc! Faptul că le desenezi fix pe săpun îi dă acestui obiect forma perfectă! Dar n-am terminat încă! Folosește creionul ca să colorezi desenul ăsta! Am ales un unicorn! Folosește culori diferite ca să-l faci mai plin de viață! Efectiv, întinde gelul colorat prin mișcări de du-te vino! Și voilà! Un unicorn! Ia uite ce savonieră adorabilă! Pune-l acolo! Și stă perfect! Bravo! Sunt cu ochii pe tine! Ce somn adânc! Cel mai bun mod de a mă trezi e să ascult niște melodii mișto! Alo! Hei, ador cântecul ăsta! Îmi stârnește cheful de dans! M-am îmbrăcat! Woohoo! Sunt gata să-mi încep ziua! Așa se face! Pantofi, te rog! Da! Nu mă deranjează mersul pe jos! Am mai mult timp să dansez! Simți mirosul? Natura, prietene! Hei! E Liam! Ce-ai faci? Ava, bună! Stai! Nu, Liam! Nu! De ce îmi face cu mâna? Liam, oprește-te! Banana! Chiar nu o vede, nu-i așa? Oh, nu! Aoleu! E ok, nimic nu poate încetini mișcările astea! Dacă mă gândesc mai bine... Of! Hai, frate, căștile mele! Se pare că mi s-a dus buna dispoziție. Acum la ce o să mai ascult eu muzică? Chestiile astea au un bas groaznic în comparație cu astea. Sau pot să-mi fac eu niște super căști! Am nevoie doar de un creion 3D! Acum e timpul să umplu forma! Continui așa, liniuță cu liniuță! Apoi pun piesa asta deasupra! Folosesc creionul ca să le prind una de cealaltă! Și după ce s-a uscat, atașează toate părțile pe care le-ai făcut! Bagă chestia asta acolo! Ta-dam! Gata! Sunt fixate bine! Liam, ești ok? Da! Ia uite! Mi-am recapătat ritmul, vezi? Pe curând! Stai puțin! Tată, am nevoie de ceva! Nici măcar n-a observat, hă? Ai uitat ceva? Mersi! Să mergem! Nu le găsesc nicăieri! Nu, nu-s aici! Ce e?
cheile mele! Iar le-ai pierdut? Hai să le căutăm! Nu! Te-ai uitat sub perna asta? Hai să ne uităm sub canapea! E ceva? Nu! Hai să ne gândim! Eu nu le am, nu-i așa? Ah, scârbos! Bleah! Nu știu unde să le mai caut! Stai puțin! Ai grijă de ele acum, domnișoară! Goodbye. O zi frumoasă! Stai! Mi-am luat cheile? Nu văd nimic aici! Of! Noptiera mea! Hai, frate! Tată, lasă-mă să intru! Povestea asta a luat o întorsătură interesantă! Of, e inutil! Se pare că am rămas pe afară! Nimeni nu duce niciodată gunoiul! Ava? Mi-am uitat cheile! Iar? O, doamne! Alea sunt toate lucrurile tale? Mi-a venit o idee! Pot să folosesc una dintre piesele tale de puzzle ca să mă asigur că nu o să-ți pierzi niciodată cheile! După ce ai acoperit piesa, scrie deasupra prima literă a numelui tău! Gata! Acum nu o să le mai rătăcești pe astea! Poftim! Hei! Am un A pe ele! Mersi, tată! Tata și-a făcut și el o chestie de asta! Nu-i așa că sunt drăguțe împreună? Am cel mai bun tată din lume! A mers de minune! Gata, dragilor, a plecat! Să fii cu minte cu tati, da? Stai cu ochii pe ea! Ne vedem la cină! Pa, pa! Of, m-am plictisit! Tati, te joci cu mine? Ce să fac cu chestia asta? Aia are o tonă! Trebuie să-mi găsesc ceva de făcut pe aici! Wow! Uite ce rochie are mama! Asta e preferata mea! Nu se poate! Ia uite ce de chestii pentru adulți! Vai de mine! E ca o comoară adevărată! Oare să-mi vină? Super! În sfârșit am terminat! Ava? Îți place cum arăt? Sunt lucrurile mamei! Ține minte! Nu mi-atinge lucrurile! Oh, nu! E nasol de tot! Dar știu cum să rezolv treaba asta! O să-i dau Avei propriile bijuterii! Și o să fie demnă de o prințesă! Forma asta de coroană o să creeze inelul perfect! Și pot să fac și alte forme! Cum ar fi o steluță amuzantă! Și poți folosi culori diferite! Care fetiță nu adoră inimioarele? Culoarea roșie e o alegere evidentă pentru asta! Aproape am terminat! Nu-i așa că e adorabilă? Nu uita să faci un punct în mijloc! Așa prinzi inelul! Vezi? Acum ai o grămadă! Și astea sunt doar pentru tine! Nu-i așa că sunt fabuloase? Mulțumesc, tati! Și tu poți să porți pe asta! Asta da putere creativă! E grozav să te exprimi prin intermediul artei! Ai șansa să te inspiri din lumea înconjurătoare! Chiar și din emojiuri! Așa că hai să combinăm niște emojiuri și să creăm o operă de artă personalizată! O să trasez mai întâi contururile, iar acum o să completez cercul! E timpul să le colorez! Galbenul ăsta e perfect! E timpul să umplu inimioarele! Nimănui nu-i plac inimile frânte! Nu-i de mirare că emojiul plânge! Apoi o să colorez lacrimile! Oh, ce trist e! Devin sentimentală! Ochii și gura pot fi colorate cu cerneală neagră. E timpul pentru detaliile mai fine. Acest pix alb o să creeze niște umbre mai deschise. Arată bine!
Și au trăit fericiți până la atunci bătrâneți. Nu te supăra, ascult povestea. Ce tocilar ești! Luna, nu mai lovi pe tocilar, să vină materialele. Wow, sunt pentru mine? Păi și ale mele unde sunt? Wow, uite ce de materiale pentru pictură. Glumești? Super! Nu te supăra. O să aveți nevoie de un model. Pisicuța asta drăguță e ideală. E perfectă. Oh, e adorabilă. Sunt gata să creez. Cu ce pensulă totuși? Am nevoie de ceva cu ce să desenez. Creioanele astea colorate sunt perfecte. Nu, nici gând. Pune-le la loc. O să avem o problemă. Poate că ar fi mai bine să folosesc creioane. Sunt atât de multe variante. E atât de enervant. Stai, mi-a venit o idee. Trebuie să fiu șireată. Puțin mai departe. Ha? Poartă-te normal. Acum e șansa mea. Le-am luat. Ha? Nu ești atât de deștept până la urmă? Ce ar trebui să fac cu astea? Măcar am un pix. Mai bine trec la treabă. Mai întâi o să desenez o linie dreaptă, apoi o să desenez un 3 mare. Uite așa! Acum o să desenez urechile pisicii și niște mustăți. La final, o coadă lungă și ondulată. Hai să colorăm nițel. Arată bine! E timpul să-i facem ochii și nasul. O să o fac vărgată pe pisicuța mea. Astea o să aibă o nuanță mai închisă. Are nevoie de niște obrăjori îmbujorați. E simpatică foc, nu-i așa? A fost simplu! Hei, știi că eu am terminat, nu? Oh, nu! Nu fac față situațiilor tensionate! Trebuie să fiu rapid! Ta-da! E evident cine a câștigat! Eu jurizez! Și câștigătoarea e Luna! Da, știam eu! Ura! Hei, ce-am câștigat? Stai, ceva e diferit! Wow! Ia uite! Ia-ți mâinile de pe coada mea! Ești o pisicuță rea! Nu-i de mirare că prefer câinii! Eu vreau să ridic cloșul. Nici gând, nu-mi vine să cred. Uite, poftim, nu văd nimic. Ha, chiar m-ai crezut? E cel mai vechi truc din lume. Ha? Unde a dispărut? Dacă n-ai fost atent, ai rămas fără ele. Oh, vopsea. O să fie distractiv. Ah, serios? S-au evaporat. Ce ciudat. Chris, mi-ai furat vopselele. Evident. A intrat în bucluc. Terminați! Care-i problema unicornului? Asta e următoarea voastră probă. Iu, ce greu e! Desenați pepenele roșu. Nu pot să fac mare lucru cu astea. Dăm vopseaua. N-ai rostit cuvintele magice. Sunt, te rog. E timpul să-mi creez capodopera. Îți folosești degetul? Arta vine din suflet, nu din pensulă. Da, da, mă rog. Simt că nu o să iasă bine. Oare cum arată pictura lui Chris? Ce face? Poate că a mea nu o să iasă așa de nasol până la urmă. Nu mă băga în seamă. Cum îndrăznești? Hei! Calmează-te! Am luat doar o cantitate mică. O să mișc pensula peste puncte și o să creez un semicerc. Cele două culori arată ca o felie de pepene. Și acum restul. Mi s-a făcut foame. Gata! Șt! Mă faci să-mi pierd cheful. Hei, a expirat timpul? Ce zici? Aia e o barcă? Luna câștigă provocarea cu pepenele roșu! Wow, două la rând! Oh, ce gustare delicioasă! Chiar arată bine! Vrei și tu? Da, te rog! Pepenele-i cel mai bun! Huh? Doar atât primesc? O să o prețuiesc mult! Suntem ca Romeo și Julieta ai lumii artistice. Doar că eu sunt Julieta și tu ești Romeo al meu. Te-am avertizat să nu te mai holbezi la mine. Vrei să te trag iar de chiloți? Ah, nu mă băga în seamă. Poți să ridici tu cloșul. Te rog, fă-o tu. Bine. O să iau eu cariocile. Tu poți să iei vopseaua. Mi-ai dat un cadou. Poftim? Începe o nouă provocare. Nimic nu e mai romantic ca niște trandafiri. Wow, e un semn. Florile astea sunt pentru tine, draga mea. Preferatele mele. Viața e perfectă. Vreau să fiu mereu cu tine. Suntem noi doi pentru totdeauna. Ha? Ce s-a întâmplat?
Ce mai e acum? Ești atât de ciudat! Sigur flirtează cu mine! Ha? Ciu! Ești uimitoare! Cred că am răcit! Ha? 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 Ciu! Wow! Wow, ce strănut! Oare ce-ți mai crezi de data asta? Ha? Sunt ok, în regulă! Ha-ciu! Pot să mă avertizez data viitoare? Pictura mea! Uite ce ai făcut! Stai puțin, pot să folosesc asta? E o idee grozavă! O să mânjesc foaia cu pensula! O să o fac în direcții diferite! Arată ca niște petale de flori! Ce frumos arată! O să mai fac câteva! Chiar e relaxant! Ok, acum trebuie să pictez tulpinile! Asta e partea ușoară! E doar o linie subțire! Și printr-o simplă mișcare a pensulei am făcut frunzele! Arată bine! Acum o să fac baza florii! O să adaug ultimele detalii! Și gata! Cum arată? Eu am avut probleme! Nu e lucrarea mea cea mai reușită! Dar minimalismul există, nu-i așa? Sunt impresionante, nu? Și câștigătorul e... Chris! Da, știam eu! Ok, acum e momentul. Pot să fac... Luna... Achiu! Vai! S-a stricat momentul. Cred că am alergii.